Vreau să vă spun că mi-am luat permis de autobuz Nu scai în dat și drum. de mâine să mă angajez la transport. Stai așa să vedem dacă merge tot. Mergi la comandă să iei un șart cu tine. Nu Vreau să fiu de față. scai în dat drum și de mâine să Stai așa să vedem dacă merge tot. Mergi la comandă să iei un șart cu tine. Vreau Stai așa un pic să vedem și noi de aici, mai stăm un pic. Trebuie să dăm un tip, nu? Da. Stai să luăm și noi linkurile și le băgăm și pe. Stai așa. Unde ești YouTube? Să le bag și pe pagina de Facebook. Channel. Ok, suntem live. Într-un ce? 2 secunde. Bam, 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 bam. Unde ești? Facebook. Aha, te-am găsit. Dar nu, că ăsta e... A, gata, acum. Acum s-a făcut. 2 secundele, că îi dăm drum imediat. Stai să se posteze și pe Facebook. Bă, gata. Frații mei peloponeni, salutare, bine v-am găsit la un nou podcast. După o pauză de 2 luni, 2 luni jumătate, am revenit la podcast și pentru prima oară în podcast am un invitat live aici cu mine în persoană și fizic și tot așa. Nu se mai face totul online. Am profitat de ocazia asta și de vizita lui Vlad și am zis, băi, hai să facem și podcastul ăsta, pentru că, de fapt, podcastul ăsta cred că l-am plănuit printre primele, am zis că Eu ne... cred că de când ne-am întâlnit. Da, de când am venit, de când am venit aici, am zis, bă, vreau să fac Exact. podcast cu tine pentru că e puțin diferit față de ceilalți. Ce zic, te salut și pe tine, Vlad. Și acum ce la televizor. Salut, Adrian, îmi pare bine că te-am Salut, întâlnit. salut. Băi, ca de obicei, o să fie o discuție liberă, neformală, nu știu, probabil o să vorbim de multe alte lucruri față Evident. de cât de șoferie. O să și deviem foarte mult, eu o să și întrerup, aviz celor care se Amândoi uită, vorbim de nu ne oprește nici dracu. dar... Cred că nu e dimineață să nu, cel puțin acum cât am lucrat la Amazon, în fiecare dimineață câte 2-3 ore la telefon, în drumul spre casă, întoarcere. Stai liniștit că o să-ți schimb locul de muncă și... Ma, 2 secunde. Bă, exact 2 secunde. Poate vă ține Vlad în Da. vorbă. Așteptăm să intre cât mai multă lume. Vedem. Hai să vedem care cum e treaba. Ok, da. Pentru mine e prima dată la un podcast. Îmi doream de foarte mult timp să fac treaba asta. Și nu am avut ocazia. Am tot zis, hai, poate fac, hai, că mamă, ce cum ar fi, ce așa. Și noi toți ziceam, hai să facem, hai să facem, hai cu așa. Când. Și s-a evit ocazia și acum trebuie să ne adunăm cumva ideile, să facem un... Bine, o să fie toate ideile la grămadă, dar nu contează. Așa? Băi, a revenit, gata, te întrerup. Întrebări, mă. Așa, băi, a revenit, a trebuit să dau ceva cuiva și a sunat la ușă, toate care a lăsat mesaj, ia-ți lucruri de la ușă și pleacă, da, asta e. Și ce acasă. Da, ieși acasă. Băi, salutăm, în primul rând vreau să salut toți membrii, vreau să-i salut pe cei care au rămas membri, chiar dacă 2 luni de zile n-am mai postat nimic și ați plătit acea 1 liră, 20 de, nu, 2 lei, jumătate de euro sau cât dracu vă ia din cont în funcție de din ce țară sunteți abonați. Vă mulțumesc că, uite, chiar a mai devenit cineva astăzi membru. Ia să vedem aici cine e, Dragoș Andrei Irimia. Îți tare mulțumesc. Salut, Drago sau Andrei, sau Sau Irimia, toate trei. da, poi. Așa. Uite, ai zis bine cineva, rămâne membri cât avem bani pe card. Băi, sper să aveți bani pe card mereu. Exact. Și mai mult dolită. Bă, nu, asta o să o păstrez așa, o să rămână pentru mine așa o Nu, zic să motivație. aibă, nu, să aibă ei mai mult A, să dolită. aibă mai un doi. Da, Perfect, exact. perfect, perfect. Ok, o să-i dăm drumul la podcast. Ce vreau să vă spun despre Vlad și de ce am ținut neapărat să-l aduc în podcast, pentru că el are puțin o poveste diferită, adică n-aș vrea să înțelegeți că, nu știu, Fii liber.
Zi direct. Că a trebuit să ne impresioneze la modul de milă sau ceva. El are un handicap locomotor. Exact. Poți să-i spui tu exact cum e, că eu nu știu ce ai exact. Mă rog, la mine a fost din naștere defectul acesta sau handicapul ăsta. Și în urma unei operații mi-a fost greșit diagnosticul, fapt care m-a dat foarte mult înapoi. După care au mai urmat două operații care au fost reușite și foarte multă gimnastică medicală, în not, arte marțiale, deși poate nu pare. Da, m-au ajutat foarte mult la echilibru, pe partea de echilibru. Așa. Am făcut și sală, vreo 3 ani și da, am avut un antrenor la sală și am făcut destul de mult sport. Și acum sunt ok, chiar dacă se vede la mers și chiar dacă bine. Și... Asta e chestia, pentru că are un handicap locomotor și atunci se mișcă un pic mai greu. După cum știți, în România este destul de greu să-ți găsești de muncă, gen pe camion și... În România e imposibil, pentru că în România tu încarci, tu descarci, tu repari, tu faci orice și plus că există, nu știu, chestia asta... N-ai cum să faci, nu există. Cum, domne, camion, nu. Bună ziua, am venit să fac și o școală la dumneavoastră, m-a trimis X. Cum, domne, nu se poate. Cum, domne, dacă m-a trimis, ai nebunit să fac și eu. Eu, gigitiristul, adică și eu. Da. Și te lovi de chestia asta. Dar bineînțeles, cum să nu, da. Când ai venit aici în Anglia, cineva ți-a pus eticheta bă, ăsta așa? Când am venit aici în Anglia, aveam puteri supranaturale, dădeam seama cine era român și cine nu. Cine era român se întorcea, știi? Și se uita. Așa. Și englezii erau, ai noroc, ai venit la muncă, da, hai, uite, ăla e camionul, sănătate, bine, până acolo am mai avut niște chestii, dar o să le povestim pe parcurs. Ok, ca să începem așa cu o mică istorie, când ai ajuns prima oară aici în Anglia? În 2016. În 2016? Pe 20 august. Ții minte și dată și tot? Da. Ce te-a făcut să... Data de 20 august s-a schimbat viața. Ce te-a făcut să... Aveam un prieten care era în Anglia. Te salut, Iulică, dacă te uiți. Și pe restul. Așa. Și a venit la mare. A venit în concediu. Și domne, hai la mare, nu știu ce. Și el lucra la Enterprise, în aeroport, la Heathrow. Și... Și domne, nu vrei să vin Anglia, uite, conduc, alea, nu știu ce, e ok, așa și am discutat noi, eu n-aveam de plecat, nu aveam nicio treabă, eram, știi, viața de acasă e viața de acasă, așa. Și bă, hai mă, să fac o încercare. Și am plecat, am avut experiența vieții mele cu niște cazări la niște indieni, la... așa, că am stat la el o perioadă de timp, după care a venit momentul să-mi caut cazare. Dă-i și caută cazare. M-am dus la un indian în casă, un jeg, ce nu se poate să-ți imaginezi, cu tomberonul în casă la intrare, o sufragerie de aia nefolosită din 1935. Deci tot ce vedeam e poveștile aia miștoure despre români din Londra, fix cam aia era realitatea. Da, pe mine mi-a zis un prieten, bă, vezi mă că te duci în Londra și salut, my hello, my friend, five pounds, și du-te bă, dracu, zic, n-are cum, că ești nebun, Anglia, astea, eu mă gândeam că engleză, dar e de unde, de unde? Da. Și după care i-am zis, bănelică, dacă așa arată Londra, eu vreau acasă. Nu e, domne, stai liniștit, îți dai simt, că nu știu ce e răsă, dar puteai seama să... Da. Că vorba aia, n-ai venit degeaba, știi? Da. Și tot așa mai căutam niște cazări, niște, na, stai să mă, stai stresat, stai așa. Și am găsit la un indian, că la o... Trebuie să le spunem celor care se uită că avem, o să mai fie și limbajul un pic mai... N-are, sunt obișnuiți, de-aia, cred că de-aia și sunt aici pe canal, că știu că așa vorbim. Să nu vorbești urât. Doamna, mama lui Vlad, dacă vă uitați la vlog, să știți că Vlad nu vorbește urât. Mamă, ce cum a sunat. Da, și eu am surprins. Da. Da. În special când sunt pe banda 2 și depășești și accelerează banda 1, știi? Exact atunci. Aia e ceva... Da. Magnific. Exact. Da. Și m-am dus la indian care zice, domne, e puțin mizerie că am fost în vacanță și dau să fac eu curat. Da. Mi-a luat depozitul mic, era chiria, cât era chiria, stai așa, 500... Pe o cameră bănuiesc. Da, 530. Wow. O cameră. Mai eram patru în casa aia. Ea era la parter,
Noi patru eram la etaj. Și... uite, îmi scrie cineva. Îmi scrie... fosta mea prietenă scrie și zice: nu pot să strig live pe YouTube, dar muie Vimal. Aia avea un băiat pe care îl chema Vimal. Bă, frate, și dormeai, deci asta ca o paranteză. Dormeai, frate, și când ți-era lumea mai dragă, era nici nu știu ce. Bă, venea aia, frate, intra în casă și fiți era la mansardă. Deci era parter, etajul 1 și mansardă. Da, ăla era la mansardă cu ușa închisă. Bă, și venea aia în capul scărilor și zic, da, Vimal! Bă, dai să mă rugă la ciucam. Mamă. Și ia. Și iar, mamă, s-a venit handicapul ăsta acasă. Vino, mamă! Iar, vin! Și la un moment dat ieșeam eu și strigam, vezi, bă, te strigă măta de jos, știi? De jos. Și deci am zis 500 da, de care așa. Și prima regulă sau singura regulă inițială a fost că nu avem voie să plătim după ora 9 seara, că ea muncea în aeroport și se trezea la 3 și așa. După care am aflat că nu avem voie să folosim mașina de spălat mai mult de 2 ori pe săptămână, că nu avem voie să avem musafir după ora 8 seara, că de fiecare dată când ieșim din casă trebuie să ne uităm stânga dreapta, să nu cumva să ne vadă cineva. A, că stați mai mult? Exact, sau ce? Nu ne declarați la primărie. A, înțeles? Așa. Și cel mai curând a fost că, bro, bine, n-am avut căldură deloc, dar frigul începuse după la jumătatea lui septembrie, cam așa, da, septembrie. Da. Ai înțeles? Și inițial zic, hai că poate dă drum, hai că nu știu ce, hai că așa. Mamă, venea frigul și am dat drumul la căldură, bă, ce face, bă, ce face? N-am luat o aerotermă, nu m-am bucurat de mașină, că am avut mașină, dar nu n-am folosit-o, că, mă rog, asigurare mare, da. Nu m-am bucurat de mașete, m-am bucurat de aeroterma aia. Da? Bine, am bucurat-o pe și stache în casă, de asta, să nu mă bată. Păi de ce? Consuma curent? Cum? Vezi că avea, sub scară, avea contoarul de la contoarul electric și sub avea un LED de la roșu. Și când băgai ceva, consuma blană, licărea LED-ul ăla. Și aia se uita, deschidea ușa și știa. Mi-a arătat după aia, știi? Și prima dată mă sună, ce s-au de acolo, nu știu, și zic, nimic, cred că de la vecin. Am oprit, am băgat-o sub pat și la revedere. Într-o zi, am fost la cumpărături, că ăștia nu știu cum e prin alte părți, dar ăștia au boală. În magazin sunt 50 de grade și afară 3 grade. Da. Știi? Și am venit de afară la mânecă scurtă și am frig, mamă, zic, bă, acasă căldură, acum sunt și eu șeful. Una. Mamă, ce crezi? M-a pândit fraiera, ai înțeles? Și mi-a bătut la ușa direct. Unde s-o mai ascuns? Domne, arde pe sub ușă, bucea. Arde pe sub ușă, cu tare. Toată lumea zice prin ședință. N-aveți voie cu aia, n-aveți voie cu aia. Nu, a zis. Raus. Băi, stai că n-am și eu bani, n-am și o ală, unde mă duc, unde nu știu. Deci asta chiar e o realitate, nu sunt doar povești. Exact. Cu statul ăsta așa. Și până nu treci pe așa ceva, și până nu... Stai că tot scrie. S-o sparg, dar o chema Samantha și zice, s-o sparg pe Samantha. Și dă capul ei la Samantha și cu barba după ea. Să mă scuzați. De fapt, nu, să nu mă scuzați. Ăla e adevărul. Da, adică eu m-am tăiat la deget destul de urât și am întrebat de cine ai fost în bucătărie toate alea. Păi stai, mă, că m-am tăiat la deget, ești nebun, la cap, ce-i? Da. Și... hai să vedem ce mai e, să fim pe aici pe live cu... așa. Îți mai zic că dacă mai e ceva pe aici, din comentarii, o să-ți mai zic, uite, te întreabă ceva de unde ești. Așa, Ștefan, da. Din București. Din Ferentet. Sunt născut, crescut în Ferentari și sunt mândru de asta. Am lăsat, cred că am lăsat partea mai rea, am lăsat-o acolo, bine, în afară de înjurături, ca alea, așa. Și, uite, asta mă enervează, adurile, că nu pot să văd. Așa aici. Fac și eu bani. Mă scuzați, atunci da, lasă fie altă. Așa. Și da. Da, am primit un mesaj. Bună, bine, o prietenă. Bună, vreau să te cunosc. Da, și după care zic, bă, ia aeroterma, că zic, lasă-mă să stau în casă, că zic, trebuie să vină și prietena mea la vremea aia, ce fac, vine, unde o țin și te dormi pe stradă. Ai înțeles? Că nu era ca acum să ai camion să dormi el, știi? Era bun camionatul. Ba, cum e? Lux. Lux, original lux.
Și eu tot ziceam, bă, nene, dă-ne drumul la căldură, că începusem să dormim îmbrăcați. Ma. Fără glumă. Cu training pe noi, cu... aveam pijama, după aia training, după aia căciuli în cap, cu o pătură, după aia încă o pătură peste noi, jale. Am avut vreo 2 sau 3 nopți. Am zis, gata, zic. Fără glumă. Am zis că dacă adorm, aici mor. Bă, era pare ce nu te subiește, mă. Vezi, eu de m-am ferit când am venit aici în anul, am zis, bă, nu vreau, știam și vedeam poveștile prin online, pe Facebook, pe nu știu ce, de chestia, cum se stă în Londra, cât de greu e, cât de scump e, faptul că nu îți dă nimeni chirie dacă nu ai loc de muncă și tot așa. Și m-am ferit de chestia asta și oarecum am avut noroc, totuși că am ajuns aici la țară, că până la urmă vezi tu cum e, că e la țară și... Stai cu mine că e frumos aici. Nu dacă nu e. Bă, e frumos că nu e haosul din oraș și... Exact. Na, noi suntem obișnuiți cu haosul și tu și eu am stat în București unde... Tu dacă vrei haos, poți să te duci în oraș. Dacă vrei liniște din oraș, să te duci în altă parte, e mai greu. E mai greu, de fapt, da, înțeleg. Cam așa e. Da, și... Hai să trecem peste cine a, peste cine a făcut tot să venim foame. Stai că mai am ceva să zic. Ia. De când îl știi pe Adrian? De când îl știu pe Adrian? Pe Adrian îl știu din 2019, ne-am cunoscut chiar pe ziua mea, pe 1 august. A venit el în București, era concediu. Da, 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 cu ceilalți. Da. Așa, atunci da. Când a făcut un fan meeting. Fan meeting, da, exact. Fan meeting. Am și eu fan. Și zic, bă, trebuie să mă o să-l cunosc, nu se poate. E vorba, e imperios necesar. Asta, da, și ca să termin cu asta, că sunt câteva chestii care mă apasă, știi, că trebuie zile, da, trebuie să știe lumea care poate o să vrea să vină. Deși bine, acum... E puțin mai dificil, nu e imposibil, dar puțin mai dificil. Ca să nu le strică visele așa, chiar așa din prima bără, mai poți să... Așa. Și să ne spună dacă ne auzim bine. Bă, să... cred că ne auzim bine. Dacă n-a zis nimeni nimic, cred că ne auzim bine pentru că avem de cât microfonul ăsta și suntem obligați să vorbim amândoi de el. Faptul că n-am avut niciodată un setup pentru invitat live, gen să mai am un alt microfon, ne folosim de ăsta, așa că cred că și... ne auzim ok. Frig. Eu ziceam, bă, e frig de nedumă la căldură. Și dacă vedeam un pic de soare, uite, ne auzim bine, ne confirmă. Bună, Ana. Dacă vedeam un pic de soare, ziceam, sunny day outside. Mamă, sunny day, futu' sunny day, măi. Mamă, venea să fac curul rău, dar ce să faci, că nu poți să te băga la rasier și era lui. Și ziceam în față, futu' sunny day, mătii, sunny day, ia, sunny day, putare. Bă, și-a plecat într-o zi de acasă. La început, zice, pune, ai și baie jos, dar cumva e ocupat sus, că se întâmpla să fie ocupat totdeauna când aveam nevoie. Aveam pe unul în casă care, da, o să zic și, da, Ioana, da, m-am zis, dar numele meu de ce nu spui, Ioana, da. Așa. Bă, și am suferit împreună în viață. Da. Și... Și da, ai poți să duci la baie jos, nu știu ce, bine, într-o dimineață m-am dus, era întuneric în bucătărie, înțelegi, și am ieșit din baie și din dimineața vezi în jumătatea bucătăriei o siluetă care stai să uita la tine fix așa în întuneric. Bă, nu știam ce să crezi, dar se mi-a și din somn luat și așa, înțelegi, până am coborât pe o scările până aia, dai seama, nu mi-am revenit și cu somnul și cu așa. Și, bă, frate, apă caldă oha, căldură oha. Bă, zic, eu mă o să la urmă, frate. Nu am la baie, ce crezi? Ușa închisă. Ma. Bă, dar nu știu, au așa chestia asta să-și bată joc de oameni. Butonul maro e lângă Adrian. Da, nu se vede, că e... Na, am setat camera altcumva să ne vedem altcumva. Setup de invitat. Da, de invitat. Și își bat joc așa, adică n-am... E chestia că nici n-aveți unde să faceți complaint, exact. Probabil, adică nu ai cum, n-ai ce să faci. Unde exact. Bă, stau ilegal unde? La unul în casă, păi, și își bat joc de mine. Păi stai așa cum, adică stai și ilegal, ilegal. Exact. Și n-ai ce să faci. Profită, cred că, de ce. Și eu sun. Păi, ce faci cu Iubi, că ne-ai poplit apa caldă și căldură? Și ești plecată, dar vin vreo 4 zile. Da. Și am căutat în... Știam unde a pus aeroterma. Și am căutat și 4 zile am fost șef. Na, bă, nu se poate. Lux. Lux, da. Mai greu cu baia, ai înțeles. La baie era un geam care nu se închidea niciodată. Și era exact când te duce la WC-ul în curte, știi? Fix. Era iarnă și te duceai la baie, era ca afară. Știi?
Știi, și plus că primul impact e la vii de acasă, unde ai toate condițiile ca fiecare, știi, și te duce aici, te duce la baie și mă mutam, hârtie igienică, pasădins, peruță, prosop, dragi, da. După ce terminam, le luam pe toate, duceam în cameră. Nu știu dacă aș fi, adică cei mai mulți care au venit aici în Anglia, cred că au trecut prin chestia asta. Toți cred că au trecut, nu cred că e. Dar, uite, și eu când am venit, am stat la comun, doar că, vezi, noi nu stăteam cu proprietarii, eram doar noi români închiriat, care am închiriat casa respectivă și nu ai totul alt cumva, adică nu ești, nu spunea nimeni, domnule, nu face, nu găti, nu trece, nu știu ce. Erau doar reguli de bun simț la modul, mă deranjez pe unul dacă doarme sau dacă am venit de la muncă sau chestii de astea, știi? Era puțin diferit, dar nu știu dacă aș fi, sau, nu știu, la sacrificiile pe care le faci ca să ai, nu știu, ca să te realizezi sau ca să ai o viață mai bună, cred că le accepți, adică închizi ochii și mergi mai departe, cu gândul că, bă, poate o vine și o vreme. Da, exact, zici, bă, lasă-mă, o să fie bine, trage acum tare și, na, la început, că o bași pe aia, știi, totdeauna, bă, la început e greu, știi, adică ai chestia asta, bă, la început e greu. Da, peste tot, adică oriunde te duce, orice fel de început e greu, n-a venit nimeni aici și direct s-a dus și și-a luat, nu știu, casă singură, bentrei sau chestia asta, știi? Da. Când ai venit, ce băga muncă prima oară? Am lucrat la Enterprise, pe aeroport la Heathrow, transportam pasageri. Ah, cu microbus. Da, sprinter de la Maxi, de la cel mai nou, 8 plus 1, automat. 2-2 diesel. Și ui, transportare gen doar între terminale sau și în afară? Nu, doar în aeroport. Tu ți închiriai mașină, veneai la terminalul 4, ziceai, zburai cu talonul, da? Și în fiecare zi eram alt terminal. Într-o zi eram terminalul 2 și 3, că terminalul 1 e dezactivat. Într-o zi terminalul 4 și într-o zi terminalul 5. Când erai terminalul 4, stăteai și... A, că nu erau multe zboruri. Așa. Și când erai terminalul 5, care era cel mai aproape, făceai într-o zi, gândesc să faci 160 de km, 100 de mile, un traseu de aici până, cum să zic, până la sensul giratoriu. Adică jumătate de mile. Așa, să faci așa în continuu. Și partea proastă era că terminalul 5 era cel mai aproape și toată lumea vrea la metroul, așa, și celălalt, terminalul 5. Că acolo e stația de metro direct. Da, la toate terminalele sunt. La toate, există stații de metro la toate terminalele, numai că sunt mai departe. Și ăia știau sau întrebau unde poți să, de la care terminal poți să iau metrou? De la terminalul 5, că e cel mai aproape. Și de la 5, vezi. Și plecai cum să duci la metro. Și când tu luai client, ăla pleca din terminal și te întâlneai la jumătate. Știi? În continuu, deci eu îi disperam pe aia. Îi făceam cu mâna. Știi? Așa. Și era un săracu. Zice, dar de ce faci cu mâna? Că ne-am văzut azi. Zice, dar la ce ne plictisim? Mai ne faci și cu mâna. Și era un tip, un Barry. Ți-a dat cu... Da, comentarii. Adică, dar nu e ceva interesant. Dacă e ceva pentru noi, o să ți le spun. Nu, dar pe mine mi-e place să citesc comentarii. Că mai găsești ceva, amuzant, mai... Sunt. Vrei luni, dar faci futuri de fric. Faci, da, exact. Și de neri. Mai disperam și pe alții, da. Și pe tine te disperam. Da, îți iei oameni. Mai disperai și pe alții. Așa. Și... Aveam un coleg care săracu nu avea un deget, știi? Și el când făcea așa, de fapt făcea așa. Ma. Știi? Da, și asta a fost un an și o lună am lucrat acolo. A fost ok. Ți-a plăcut așa? Adică bă, mi-a plăcut. Era genul de job la care ce, bă... Mi-a plăcut jobul la fel de mult cum îmi place și jobul de aici. Să nu vorbim și despre asta. Da, recunosc, poate să râdeți, dar am plâns că am creat acolo. Da, serios. Ai plecat la modul, de ce ai plecat? Te-ai întors înapoi în țară sau a fost pur și simplu? Bă, eram fost la mea prietenă, ea, mă rog, a avut și probleme de sănătate aici, n-am mai putut să muncească, mă rog, am fost pe la spital, de la așa. Deci oarecum ai fost nevoit, n-ai plecat pur și simplu. Da, și la un moment dat zis, bă, trebuie să venim acasă, n-am ce face. Și plus că era, munceam pe salariul minim pe economie, când ziceai, mamă, de luna asta trag, fac tură dublă, fac mărea să mă ia și când te las la chiria 700, te lua plus. Ai înțeles? Și acum unde lucrez? O să vorbim și despre asta, dar mai durează un pic. Așa. Da, și uite, am avut un
prieten, și acum vorbesc cu el în spaniol, 57 de ani avea la vremea aia și să vezi un om la 57 de ani care te cunoaște de un an de zile să plângă că ai plecat. Da, știi, da, te, da. Te mișcă așa un pic. Bine, că... e chestia, cred că și în faptul că e și el imigrant, adică și el a venit probabil la muncă, da, și da, asta, da, și da. Cam știe, băi, e greu, tragi toată ziua să muncești, exact. Iei banii ăștia de căcat care oricum îi dai. Exact, pe chirie, exact, jumate, exact. Sau chiar mai mult, și atunci înțeleg și ei foarte bine, cred că. El dă banii pe iarbă, ca să toată viața a muncit și el când era liber, cea bă, pe mine nu mă găsești, că îmi ghi telefonul și toată ziua stau și fumez și mănânc fructe. Înțeleg? Bine, probabil era doar în Spania, acolo dacă se fumează legal în, da, în barul, exact. Și de fapt în clubul sau cum dracu povestea ta e atunci. Da, da, exact. Bine, și aici să fumează, că nu, nici aici nu. Să ia nimeni de nimeni că fumezi și tot așa, știi? Bine, ai nu să ia nimeni de nimeni de obicei. Adică... Da, sau așa. Da. Da, și era genul de job care mi-a plăcut job pentru că, în primul rând, că conduceam. Și da, asta era. Îți plăcea. Da, adică, da. E clar, îți place condusul. Exact, da, și adică asta îmi dorise. Asta doream și îmi doresc în continuare. Un job, să am un job unde să conduc. Să, da, știi? Da, da. Atunci, dacă l-am găsit pe ăsta, era ok, chiar dacă era salariul minim pe economie. Când te-ai întors în țară, duceai lipsa, adică erai la modul, bă, îmi pare că am plecat aici. Un an jumate în fiecare zi mă gândeam la Enterprise. Mamă, cum era dacă era la Enterprise, cum e fi, nu știu ce. Deci, te-a durut oarecum plecarea, adică nu era, a fost o plecare împotriva voinței tale. Deși, nu știu, dar aș minți să zic, nu știu, nu neapărat că împotriva voinței mele, vreau să vin acasă, dar îmi părea rău de job. Am înțeles. Adică aș minți să zic, doamne, n-am vrut să plec și cu da, da, vreau să plec și, știi? Dar vreau rău de job, știi, asta era ideea. Și eu am zis că nu mai vin în Anglia, gata, jur că mai vin, să fie de capul lor, să fie tare, nu știu. Și uite că vezi, nu știu niciodată cum e treaba, știi, cum, stă schema, știi? Și am venit în țară, am mai stat o perioadă, neavând gânduri să mă întorc aici. Și la vreo un an jumate, cred. Da, cam așa. Nu, la un an distanță, m-am apucat de școală de șoferi. Ce te-a făcut să te apuci de școală de șoferi? Bă, ideea e că mi-am dorit de foarte mult timp să am CUC-ul doar ca să-l am. Era mândria mea. Bă, vreau să am CUC-ul, așa că vreau să văd dacă pot să fac. Da, da, da. Bine, la tine cred că era motivația din pricina faptului că ai un handicap. Da, exact, zis, exact. Bă, pentru bă, vreau să, da, exact, să văd dacă pot să fac treaba asta și doar să-l am. Da, deci da, nu da, era da. Niciun bine, înainte de asta, ca o paranteză, m-am mai apucat o dată de școală de șoferi cu tot cu băiatul din Anglia, cu Iulian, cu Ilică. Înțeleg? Și era un camion care avea, deci ca să ții drept pe stradă, trebuia să faci așa în continuu. Să, pentru că avea... Așa erau toate alea, bă. Da, și era un man de 87. Ai înțeles? Era așa, era schimbătorul. Știu, așa sunt toate, așa erau toate. Și la prima ședință, păi, am fost și suntem. Îmi mai scrie lumea și mai răspund la comentarii. Și, așa. Nu mai sunt pe Londra, sunt stau în în Stoke-on-Trent. Între știe și șofer pe camion. Am înțeles. Stai aproape, este în Birmingham, adică am relativ înțeles. Aproape. Am înțeles. Da. Și la prima ședință, asta e o poveste de asta, am reușit să strig un camion. La prima ședință, dintr-o dubă de asta de gunoi, era un Mercedes și a căzut o cutie. Cutie de carton. Eu acum obișnuit că aveam o mașină cu suspensie sport și așa, să oculez cutia aia. Instructorul meu care stătea pe mine așa, mi-a pus mâna pe volan când am dat să oculez așa. Bă, păi ăsta e camion, mă, ce te-a pus să oculez? Ce e? Că e mașina ta care n-are suspensie și cutare. Păi brelea limbă și eu. Înțelegi? Că așa sunt obișnuit. Ia-o, bă, între toți. Bă, și nu știu ce avea cutia aia în ea. Avea niște fiare, niște ceva. Am dat în aia. Salut, elicea la radiator, se spar pompa de apă, 20 de litri de antigel pe jos. Că inițial, ăla s-a panicat că nu mai trage camionul. Eu dacă eram blană și cabar n-aveam, bă, așa e bai de capul. Nimic în bor sau ceva să te arată. Și e bor, nu mi-ar da nici viteza, ce vorbim de bor. M-am din 87, vezi? Așa. Dom'le, nu mai trage camionul. Mi-am dat jos, stai, tot antigelul jos. Da. Am văzut că eram în apropiere de garaj. Ma. După și mi-ai spus, n-a limbă ce ai făcut. Ce să-i mai zic? Aș zis, domnule, e vina mea și cu tare. Că eu i-am zis, bă, nu am făcut-o, dacă nu ai zis, Batman, na. Și am mai făcut 5 ședințe și s-a dus dracu și camionul. Înțeleg, n-am mai așa și, după
ceva timp n-am mai avut bani să continui. Da. Înțelegi? Bine, nici nu era ca acum să te informezi cum e despre camion și așa. Încă era, ce zic eu, 2011. Da. Și bine, cred că nici nu era momentul pentru mine, dacă nu trebuie. Așa. Dar, da, și după aia m-am înscris la o școală. Dacă suntem pe YouTube, puteți vorbi în liber, da? Nu, cine să ne zică? M-am înscris la școala Rodel. Uite, poate e ceva după la Rodel. Să nu mă înscrieți la școala Rodel, că sunt niște țepari. Așa. Azi reclamă. Da, exact. Până am urât frumos, dacă e vorba de chestia asta, mai ia capul și mă să vorbesc să gele cap și trebuie să vă spun ca să... Zile-o, că poate să că mai poate și azi. Oameni care ar vrea să facă școala. Exact. Ai înțeles? Spre exemplu, vă recomand BD Trans, dacă vreți. Poșu sau Alexandre, puteți să spuneți că v-am trimis eu. Vorba aia, spui că te-am trimis eu și... Are și el un comision. Nu, n-am niciun comision, dar ajut și pe oamenii care m-au ajutat și pe mine la rândul lor și atunci era, na. Și m-am înscris la școala Rodel, că domne, instructorul era foarte bun, într-adevăr. Îmi explica, e tot ok, deci omul chiar la mea răbdare și așa. E, și când se dau examen, instructorul și-a demisat și-a plecat în altă parte, și-a ales în altă parte de lucru. Și trebuia, cei de la școală trebuiau să găsească instructor. Și n-am mai găsit. Bă, n-am găsit instructor, ați găsit instructor? Păi n-am găsit, ați găsit instructor? Păi n-am găsit. Păi hai, domnule, că dau și eu examen acum, pe 13 decembrie, am și eu examen și cu tare. N-am găsit instructor, domnule, vină și ați dosat. Ma. Cu așa, eu am plătit școală, am făcut, n-am făcut toate orele, aproape toate, ai înțeles, și n-am mai dat examen. Bani dați, trebuie, evident. Te muți la altă școală, alți bani dați. Așa, te muți la altă școală și trebuie să iei 3 ore obligatorii. 3 ore pentru ce? 3 ore pentru ei. Așa? Bine. Nu ai până ascultare când, na, când pici, e vina ta. Normal. Evident. Dar ca idee, știi, multă ia dosarul, fă-o, drege-o, nu știu ce. Știm cât de greu merg toate lucrurile. Exact. Și atunci... M-am dus la BD Trans, într-adevăr, m-au ajutat, m-au primit super ok, nu au primit obiectat. Privit la faptul că am mers de gazelă și așa mai departe. Cum zic, mersul, aveam o profesoară chinească și îi spunea să vă mersul de gazelă. Știi? Da, și deci da, în ca o paranteză, muie Rodel, na, trebuia să zic, de fiecare dată când trec pe acolo, iar muie și o să iară și live, dacă vreodată îl întâlnesc, dar nu prea, na, e greu, așa, deci asta am vrut să zic. Vorba lui Micuțu, haterilor, vreau să le zic, vreau să le transmită, muie, știi, adică na, n-am cum, nu. Sunt și oameni serioși care se uită, bine, nu credeți doar fine serioși, dar sunt așa și cer scuze față de ei, dar trebuia să o spun, că n-aveam cum. Așa. Era un moment mai de sinceritate și am zis că trebuia să o spun. Deci nu vă duceți la Rodel. Așa. Și a fost ok. Mă rog, am avut anumite... Am avut o peripeție, să zic, la examen. Băi, dacă vrei poți să spui, dacă vrei nu o spune. Nu. Când te duci la examen și cineva se uită la tine foarte ciudat și concluzionează el că astăzi nu pleci victorios. Orice ai face. Că știți senzația. Cred că sunt mulți și suntem mulți care au avut experiența de genul ăsta, pentru că, uite, eu, dacă mi-aduc aminte bine la Bela, la fel mi-a spus și mie. Adică în momentul în care m-am sărit în mașină, na. Și am mers și mi-a dat până la urmă. Dar el când m-a văzut prima oară a zis că nu, nicio șansă. Hai, era la modul, hai, urcă-te și tu, să fie. Da, să fie acolo. Cât trebuie să mergi, în 20 de minute sau cât trebuie să plimba ăla pe acolo, pe la cugetul de argint, pune-mă plimba. Hai, era bine acțiv la argint. Da, că nu era așa trafic, nu era haos. Bine, eu am dat și în 2005. Clar nu era traficul la acum, dar oricum am plimbat pe acolo vreo 20 de minute, nu știu, cred că m-a dus până undeva spre drumul Sării, de la cugetul de argint până pe drumul Sării și înapoi, ceva de genul. Dar nu m-a pus să fac cine știe ce știe. Și eu mă miram, bă, cum dracu să mă pice ăsta, că nu m-a pus să fac nimic, am mers ok, n-am bruscat, nu mi-a murit motorul, nu mi-a intervenit el să-mi pună frână sau ceva, știi? Eu prima dată am dat la... Ui, ce doamne? Nu stă pe limba. Nu se mai dă acum acolo, da. Nu se mai dă acum acolo, dar oricum... A, pe la... Nu jiu limba. Bateatul masa pe acolo, nu știu cum îi zice. Știu unde îi zici, în Ghencea. Să ieși pe tramvai, pune trece tramvai, zi 41. Da, dar, mă rog, într-o zonă de aia foarte întortocheată și m-am băgat pe într-o intersecție de aia, unde dacă trebuia să acorzi prioritate la toată lumea,
dacă să dai prea mult cea, păi hai, păi stai că ne-am acordat prioritatea lui ăsta, mai bine așa, la mai o din asta așa, știi? Și da, aia a fost. Bine, de fapt nu am picat de asta, am picat la prima dată am picat pentru faptul că el mi-a zis după curbă o luăm înainte. Și am obligatoriu dreapta pentru 7 tone jumate, pentru că era pod de 380. La de la casa scânteii, cum te duci înainte, da, da, podul, da, da, așa. Da, da. Și eu de asemenea am căcat pe mine și așa. Ce să te... Eu am văzut obligatoriu dreapta. Ai înțeles? Băi, să zicem asta de 5 ani. Dacă el mi-a zis înainte, da, că i-am zis. Mulțumesc, domnule, dacă zici eu mă duc, pe acolo mi-a zis, el te încearcă, asta e chestia. El mi-a zis dreapta, ce faci? Și eu, păi n-a zis, n-ai zis înainte. Păi am zis, da, iau plici indicator. Da. Știi? Și aia a fost. Erau fost două indicatoare și la revedere. Știi? Adică se întâmplă și de asta. Și după ce ți-ai luat permisul, după ce ai terminat toată nebunia asta cu permisul, te-ai gândit că o să muncești sau? Nu, stai așa să fac o... Deci, după ce am luat... Nu, dinainte să iau CEO, cam de când am aflat de școală, începem să caut pe YouTube, să caut despre meserie în sine, prin alte țări, cum e, cum se face. Că la noi știam clar că... Cum gaș tu descarci, tu repari, nu sunt condiții mai deloc, da. Să nu fiu rău și să zic așa. Știm toți, nu știm toți asta. Așa. Și azi, bă, nu-i de mine în România, nu. Și am prima dată am dat de un tip, am uitat seara de el, Sergiu din America. Sergiu, da, da. Și el povestea de, păi el a făcut drag vlog și după aia el avea puține episoade și după am dat de... Tracker Boy și am luat-o, bine, inițial am văzut vlogurile cu M3 și am zis, mamă, și Tiris și M3, mamă, bani mulți, wow, tare. Da, unul din visele mele e M3 cablu. Asta. Așa. O să-l ai și pe ăla. Da, probabil, o să vină și la un moment dat, adică așa cum au venit toate. Normal. Și după aia zic, asta nu se iau de la început și am luat de la primul episod și vedeam și... După care la un moment dat, la episodul 48 sau 49. Mereu mi-a zis asta. Așa. Păi dar aia a fost, cum să zic, momentul care m-a făcut să mă gândesc, băi, asta așa. Că ai povestit de unul, da, că da. Merge mai greu și așa, bine. Și am zis, bă, dacă ăla poate să facă, nu pot să fac și eu? Da, aveam și... atunci, la Ripod era un șofer care avea... O proteză, până la urmă. Deci avea un picior mai scurt, deci avea proteză. Ce vârstă am? Am 32. Da, și povesteam atunci în vlogul respectiv de bă, uite cu piciorul, muncește, descarcă, mâncare, da, leagă, exact, face. Adică nu e la modul, bă, dați-mi job-uri doar să conduc din punctul A în punctul B și să mă dau jos și atât. Adică omul făcea orice. De multe ori, știi cum, adică e natural să ai oarecare milă când vezi pe unul că se cam chinuie, se cam nu știu da, ce. Da, e natura noastră. Și atunci, de multe ori când mai mulțumeam cu el să fac schimb de vagon, îi spuneam, vrei să le... Eu și cu gândul să și mă grăbesc, adică de seama, le făceam în felul lui, cum și tu le faci în felul tău, mult mai ușor, mai atent, nu te miști așa de repede. Și am spus, bă, de vrei să... De când mă grăbesc, fac câte o prostie. Înainte ziceam câte o prostie și am zis, bă, de ce să mă grăbesc ca să... Da, și atunci în vlogul ăsta, asta spuneam, bă, uite, că poate să muncească, poate să facă. Nu e, adică nu e nicio rușine, îl face în felul lui și își face treaba în continuare. Nu trebuie să ai nici milă de el, nici nimic. Știi? Da, exact. Fiecare... Și asta cred că te-a făcut. Ai zis, da. Vreau și să fac și eu. După aceea, mă rog, la ceva timp, am vorbit cu doi prieteni, Alex și Cristi, sau și pe ei, că spun că se uită și ei sau o să se uite. Alex e băiatul care, da, care stau în casă și Cristi e tot așa un băiat din București care, mă rog, am avut anturași cu el din țară și umblam și așa și el a plecat în Anglia, nu știu dacă înaintea lui Alex sau așa, mi se pare că înaintea lui Alex. Și întâmplarea a făcut că, mă rog, ei erau aici în orașul ăsta și am vorbit cu amândoi și bă, uite așa, bă, am zis ce și eu, nu știu ce, aș vrea să vin și eu acolo, să poate, și am zis, da, cum să nu, hai, vină. I-am întrebat, bă, se încarcă, se descarcă, se repară, ce mă durea pe mine, ce mai mult, știi, ce mă... Nu, domnule, e ok, vină în poate, e bine, că nu se zică nimeni nimic așa, și într-adevăr așa și fost. Da. Și...
Da, am venit aici. Mai, nu știu dacă mai era ceva de adăugat. Da, asta am zis. Cum am dat, da, exact. Așa. Și asta a fost, după, mă rog, după ce am zis, pe la jumătatea școlii, încep să vorbesc cu ai mei. Bă, uite, eu vreau să mă duc cu neamia să mă angajez cu tici, așa, hai, dedu-i tai, pentru că așa zic eu. Dedu a fost cum a fost, că na, dar mai ca să-i dat așa, știi, gen, ia, te și pe ăla, știi? Pleacă, nu mai de aici, că na, ca orice părinte, dai seama. Da. Muncă de, avea muncă de greu în țară, știi? Și da. Altceva, dar la mine, dacă n-ai roți, e mai greu, știi? Da. Și... M-a spart asta cu centura. Întreabă de la centura de siguranță. De ce? Cum care... o să te doar umărul la centura de siguranță? Explică-mi cum ar putea să doar umărul la centura de siguranță? Păi, uite, pe el citeam doar umărul la centura de siguranță. Păi mie m-a durut umărul când am intrat cu... A, chiar, că apropo de băiatul ăsta din Anglia și Iulică. Când am intrat cu el în stâlp cu mașina. Ai înțeles? Și atunci, da, m-a durut și cu mine umărul. Ai înțeles că... El a vrut să ia la stânga și mașina a dus înainte. Și am avut noroc. Am avut noroc că el avea, după aia am avut o pisică, dar era o Volkswagen Bora. Și mi-a intrat pe ea în stâlp, frate, mi-a intrat și pe partea mea, știi? Și am avut noroc că n-am pățit nimic. Și asta ca o paranteză, că nu e gândit la întotdeauna. Și a dat un stâlp și știu ce, și eu, la, mă rog, la primul meu accident, s-a făcut mașina la acordeon, nu se mai deschide nicio ușă. Și eu acum ce crezi? Prima dată am mișcat picioarele să văd dacă e totul ok. Mi-a dat centura jos, că mă speria să zic, bom, dacă nu se mai desface centura, știi cum sunt timpurile alea proaste, când așa. Am deschis geamul și am ieșit cu capul pe geam așa, mai înțeles, și m-am lovit aici, la deget, atât am avut, așa. Și ce crezi? Ușa se deschidea. Înțelegi? Da. Și da, atunci n-avem minus GPS. Da, a devenit și el membru, îi mulțumim pe această cale. A, stai că da, e Dani, e prietenul meu. A. Bun, da. Dănuț. Uite, ți-a luat de la parcul ăla, te pup, Dănuț. Da, n-a primit nici pe ești, știam. I-am zis că da, trebuie să găsim două fete mai dezechipate și să scriem cu marcă, n-a primit nici pe ești, pe părțile corpului. Și o să fac treaba asta la un moment dat, dar nu uite. Așa, și... nu mi-am uitat ideea, sper. Așa? Cu accidentul, da. Cu centura. Și, bă, da, o să erau la parcurile, nu există să cumpăr un Mac, știi? Și l-am sunat cu tovară și meu, bă, vină cu acu, uite așa. Și eu eram, ăștia nu o vedeau, știi? Da. Eu eram, ce crezi, eram exact cum sunt copiii aia mici. Și stăteam pe o bachetă acolo în salvare, am zis, mă pușcam așa picioarele, știi? Stăteam și cum te stăteam, fix așa, deci, fix așa. Mă bandajează aici, mă, la degetul ăsta. Înțelegi? Și... Gata, mă, da. Așa. Da. Și... Asta, i-am zis, ce bă, tiris, te faci pe tiris cu tare. Și... Da, zic, uite, așa aș vrea, așa cu tare, nu știu ce... Te așteptai oarecum, adică gen să te sprijin la mult? Da, dom'le, du-te, fă, vezi cum e sau ceva? Ba... Sau? Nu știu dacă, cred că mașina nici să mă susțină, nici să mă susțină, nu știu, era ceva neutru așa, nu știu, abar n-am. Că sau era indiferent. Și mai ca atât așa, dacă mi-am făcut ceva, păi aia era asta, nu contează ce, ce fel, dacă e bine, dacă nu e bine. Și sunt în Anglia, vin de sărbători, ne vedem de Crăciun, la așteptă pe Moș Crăciun, împreună. Pe 20 februarie 2019 am luat CEU, pe 18 iulie am luat EU, pe 5 septembrie am luat atestatele, pe 15 octombrie am fost aici și pe 6 noiembrie am avut prima cursă. Pe 5 noiembrie am avut asesmentul, testul de... Da, de angajare. Exact, da. Și cum a fost? Cum ți s-a părut? Păi, în primul rând, eu nu știam nimic despre camioane, absolut nimic, adică, da, din stânga totul pare ok, când, mamă, vezi, mamă, cum parchează, mamă, ce tare, mamă, ce știu. Am fost cu doi colegi de la muncă, după care am fost cu Alex, nu, cu Cristi, după care am fost cu Alex, prima mea jumătate de cursă a fost de la Londra la noi, la Cru, lângă Stoke-on-Trent. Și a fost destul de nasol și pentru mine și pentru Alex, că săracul ăsta se vede stând în stânga, eu nu țineam banda cum trebuie, că mi se părea cumva că
Da, nu ești obișnuit mine... cu gabaritul atât de mare. Da, exact, știi? Și e și... puțin aiurea. Da, te așteptam, am potopit brad. Corect, așa. El săracul de seama în stânga, nu e de joacă cu camionul și așa. Mai ales că n-are niciun fel de comandă să frâneze în locul tău, da, exact. Să tragă de volan. Și era cu țigările, săracul. Banda! Și atunci am avut așa un burnout, știi, după cursă, după așa. Da, mai știai de tine. Am plâns de nervi, chiar am plâns. Că nu mi-e rușine să recunosc, dar de nervi am plâns pentru că știam cât am tras, știam că și cu școala, da, și cu așa, știam că... Aveai impresia, bă, nu sunt bun de nimic? Sau da, chiar asta am avut, chiar, da, exact asta i-am zis doar, că nu sunt bun de nimic, că nu știu, și el seara cum i-a zis, bă, frate, stai, bă, liniștit, o să fie bine, că nu știu ce. Eu deja eram la pământ, venisem aici cu o anumită sumă de bani, dar nu e foarte wow, că, na, dai seama că... Exact. Și el mi-a zis, bă, stai, mă, liniștit, o să fie bine, am mai mers de câteva ori cu doi colegi. Și la un moment dat, mă rog, era un... a avut un român la agenție care era planner, ne făcea cursele și îmi spunea, bă, trebuie să dai cum să faci bani, să nu știu ce. Eu ziceam, da, domnul Radu, dar știți că nu prea așa, nu e, domnule, uite acolo și fă și cutare și drept și așa, știi? Adică m-a susținut, adică n-a avut absolut nimic de comentariu la adresa mea. E bine când cineva te susține și zice, domnule, stai niște că o să fie bine, că nu știu, că sunt mulți care... sunt, bă, nu ești în stare de nimic. Da, exact. Nu poți, nu reții, nu înveți, nu-ți dai seama, nu știu, și lumea nu înțelege, sau cel puțin începătorii nu înțeleg că atunci, în primele zile, totul e, tu ești foarte stresat. Adică, eu țin minte, cred că în primele zile când m-am suit în camion, frate, aveam febră musculară. Da. Pentru că stăteam, nu mai rupeam volanul, adică mi-era... Câteodată îmi curgea, nu știu, din transpirația pe aici și mai vrei să dai cu mâna. Mamă, nu dădeam, frate, exact. Era la modul, nu iau mâna după volanul, nici să mă omori, adică exact. Acolo concentrat. Plus de asta încercai să pleci după loc ușor și stremura piciorul, frate. Bă, și făceai mai așa în camion, mamă, frate. Și chiar când la mea am salit de asta cu la una din curse, mă duceam la acolo la Hubăr, în Țara Galilor și... Eram în stânga, vorbeam, mai explica el unde să faci așa, să zice așa, cu suspensia, cu tragi, cu lati, și mai spunea el acolo. Bă, și la un moment dat, tot vedeam pe unul cu mașina albă, nu știu că era o Toyota sau ceva, nu ținea banda, tot venea spre noi. O dată, două, de trei, de nou, la care el, bă, da, el era foarte serios și m-am ținut foarte tare să nu râd, dar mă unește râsul, la repede s-a trebuit. Bă, și era acolo foarte serios, stătea așa, l-a pus supărat că vine spre noi și exact așa a zis. Băi, pula dracului, țineți bani dacă tipușesc. Băi, nene, când am auzit asta, băi, mușcam buze să nu râd, dai să mă țineam de scaun, de alea, mă mai uitam pe telefon. Bine, vezi, Graiu Moldovenesc, e amuzant, probabil orice îi spune te amuză, știi? Corect, sau vorbea la telefon și nu-ți dăm seama că sună și zicea, ce faci tu? Și zic, bine. În casă, în căscuță. Da, zicea, zice, nu aici. Da, am luat testul în cele din urmă, bine. Fiind o firmă care acceptă începători, evident, da, la parcare... Asta e, dar, e un lucru bun aici. Pentru că dar înainte de asta am făcut câteva nopți cu un coleg care și acum era noi la AO, Ionuț. Zicea, te duci la Ionuț? Era șantă pe vremea el. A, și făceai parcări. Și eu ăla e camionul, hai, bagă între banane. Zic, păi da, eu. Păi că nu are loc. Și cum nu are loc? Ești un băiat cum au loc? Și crezi că al tău e mai mare? Mamă, și dă-i și chime. Eram aici, eram roșu. Deci, mă, așa era bună, era gugoașă. Am înțeles. Dă-i stânga, dreapta. N-aveam niciun reper. Tu veneai la camion și îi spuneai că acum e stânga, acum e dreapta. Și mi-i de mai, ce treacu vreau ăsta să zic că nu înțeleg ce stânga, dreapta, zice el. Ce... Știi care e chestia când cineva te dirigează așa? No, eu nici ziua de astăzi, după 7 ani de când am permis, eu n-aș putea să... Să dirigez? Nu, de dirijat, pot să zic, ia stânga, ia dreapta, pentru că îl văd cum se mișcă. Dar eu să fiu un camion și cineva să-mi spună, ia stânga, ia dreapta, n-ai cum, adică nu știu, nu ești atent, nu... poți să-ți dai seama ce cere ăla, pentru mine e imposibil. Deci pentru mine este fix imposibil, frate, dacă cineva mă dirigează. Eu de multe ori am avut și vloguri în care îmi făceau aia semn, știi, când mă chineam pe la vreo parcare. Și era, lasă-mă în pula mea, mai spune că mai rău în curci. Eu nu înțeleg semnul ăla, deci niciodată nu l-am înțeles din mână, știi. Da.
Zi-mă, stânga sau dreapta? Dar e domnule, ce e? Pareză, dreapta, mă, la bucătării, la service, la organizare, știi să faci neam? Da. Zic, nu, nu înțeleg, stânga sau dreapta, autorește-te. Și da, și... Asta e exemplu la început, dacă n-aveam, cum zic ăștia, banksman, ăsta de deja era ceale. Și l-aveam cu unul la Basildon, la noi la depozit la Basildon. Bă, frate, deci mă îngrijeam atât de bine, cât parcam... Da. O mișcare, bine, cred că te și obișnuiești cu eu, aia cu banca, da? Eu înveți doar peste ei. Da, dar sunt câte unii care habar n-ar să dirigeze și ea de încurcă. Da. Ai înțeles? Adică asta e diferența. Dacă e unul care știe să te dirigezi și îți spune acum e dreapta și tu chiar e dreapta, atunci da, ție se știe. Da, și după ce am făcut parcări o grămadă cu din astea, cu ambreiaj supraîncălzit, cu mai lasă lițel și din astea așa, mi-e ieșea după 100 de miliarde de ani, dar dă seama că până a doua zi, uitam. Și după aia ai primit și prima cursă? Da, am luat astăzi mântuță, am zis, e firma la care sunt și acum, acceptam începutul și am fost înțelegător la parcări. Ideea era să fie atent în trafic, da, așa, da, mi-a zis da. Că sunt foarte atent și bine, poate pentru faptul că eram foarte da. Stresat și așa. Da, chiar nu mi-a venit să cred, când am luat și așa mi se părea că... adică credeam că nu o să iau, știu, care sunt foarte optimist de fel. Așa, și am primit prima cursă, la 9:30 start, la 9:30 seara, eu sunt cu noaptea, adică lucrez numai noaptea, totdeauna am să stau noaptea, și nu, ziua e greu, ziua e greu. Să încep să mă, decât să mă pui să mă trezesc la 6 sau la 7, mai bine mă pui să mă trezesc la 1, la 2, da, sau acum încep săptămâna asta, numai la 3, așa, și prima cursă, mi-a luat 2 ore până am plecat din garaj, adică mi-am luat camionul până am agățat, m-am luat sub iadă de jos, trebuia să o ridic să fiu sigur că e lipită de că mi-a zis, domne, să fii sigur că așa, să nu treacă de cui, să nu putare, să ai. Dă-te jos, mi se părea o tortură să mă urci să mă dau jos de 100 de miliarde de ori, cum facem noi. Da, pentru că tu te miști mai greu, faptul că da, să fii și atent să nu, doamne fereste, să cazi sau să astea și atunci exact, și eviți. Lucrurile astea cu schimbatul de vagoane sau cine știe ce. Acum nu aveam probleme, dar la început. Îți era greu. La început da, sau aveam, așa, trebuia să scot din rampă pe al meu, să-l bag pe ăla, adică o lăsam pe a mea aici, o scoteam pe aia din rampă, o băgam din nou pe a mea în rampă și plecam cu asta. Adică, știi, și mi se părea, bă, dar stai, mă, de ce trebuie să fac eu pe asta, bă, știi? Acum am trebuit să fac schimb de trailere, că sunt fericit, nu mai am treabă, știi? Și exact ce vorbeam cu tine, că înainte nu știam de butoanele așa. Butoanele alea două și dă-i și bagul capul de fiecare dată. Da, tot, adică nici eu n-am știut, cum ți-am zis și ție, că nici eu n-am știut la început, după care înveți sau dai de unul care spune, bă, vezi că e pentru aia sau uite, apasă pe aia și mai conectezi cablurile, mai ales dacă nu ești pe stradă sau ceva și doar te miști într-o curte undeva, un metru, doi, cinci, zece, n-ar nicio treabă. Exact. Nu-ți trebuie nici cablu electric, nici nimic. Da. Și am plecat din garaj, nu știam dacă e trailerul la bun, dă-te iarăși și verifică. Da, sunt multe emoții la început. Exact. Verifici totul. Da, dă-i și pleacă. Prima cursă la Argus, la Darlington, la Faberday. Și dacă era limită de 50, eu mergeam cu 45, dacă era limită de 40, mergeam cu 30. Era limită de 60 sau nicio limită, eu mergeam cu 50, mai frânam, poate să nu mai aloc cameră. Știi? Adică așa, fără muzică la început, așa, lasă, eram ca pe mine, ce să zic, știi, adică așa. Am ajuns în timp, că sunt de la mine din garaj, până acolo sunt 3 ore și 10 și un sfert, să zic. Cred că am ajuns în 3 ore jumate, deci relativ ok, așa. Bă, și prima parcare mi-a luat 45 de minute. Ai înțeles? Au ieșit din depozit. Băi, ce se întâmplă? Nu vrea să intre. Și nu știu să parcheze. Prima mea cursă și habar n-am, nu știu. Și cum a ajuns aici? Bă, de ajuns am ajuns, că e dreaptă mai bună, și mai ales că foarte mult timp, dacă îmi dădeai o parcare goală și spuneai bagă la rampa 20, mi-era imposibil să frate, așa între remorci. Da, așa se întâmplă, am povestit de mai multe ori și eu. Și eu când am făcut prima parcare, eram singur între 70 de rampe, la modul ăsta, știi?
Și stă, bă, ziceam, bă, ce are, mă, nu se pune, nu da, vrea da, să da. Intre, exact. Coa intre nimic, adică dau stânga, să duce prea mult pe dreapta. Da, exact, nu știi prea... când să iei, că să contravrachezi. Pentru că nu ai niciun fel de obstacol care să te facă să fii puțin mai exact. Temperat, știi? Pentru că chestia la parcare e să fii temperat, să nu faci mișcări bruște, să nu faci mișcări lungi, tot timpul exact. Trebuie să faci, da, e, da, discuri, doar așa, câte un pic, da, exact. Un pic ușor și ia să așează. Știi că mă uitam la cei care am fost în... în cursă și așa. Și te uite la ei cum ce fel fac. Și făceau din volan, câte puțin, câte puțin. Bă, ce dracu face asta, mă, face așa. Da. Ăsta e secretul de multe ori, adică fără da. Să nu faci mult, știi, pe loc, să întorci jocile de toți, le brachezi. Da, nu, 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 știi. Doar câte puțin, pentru că inițial scopul este să nu miști foarte mult capul tractor, să, corect. Să împingă remorca. Și am, după 45 minute am parcat, așa, am uitat să nu taurăf pe pauză. Când mi-am dat seama, aia deja termasă de descărcat. Și ție îți trebuia pauză ca să pleci înapoi? Așa. Mai aveam vreo, nu știu să zic, mai aveam vreo 20 de minute sau 25 de minute. Am avut loc că lângă era o parcare la 7-8 minute. Da, da, da. Am dat la parcarea aia și mi-am luat 20 de minute sau nu știu cât. Să parchez. Să parchez. La un... cum îmi place să zic, la un truck stop. Zi-mă parcare. Da. Așa, zic, da, la un... Și acum ați minte, la Barton. La Barton. Acolo. Ba, am uitat acolo. Wow. Toată lumea era la somn, toată lumea... Și tu te fâției. Și eu nu știam, mă dădeam jos, dacă îmi spuneai tu, bă, dacă nu știți, da, dați-vă jos. Te dai ca să vezi exact care e treaba și nu e nicio rușine. Și în ziua de astăzi, nu știu, dacă e ceva care nu văd sau... nu sunt sigur, mă dau jos, nu dau niciodată cu gândul, bă, hai că poate mă opresc, îl ating un pic sau ceva. Pentru că orice atinge, frate, cu dita camionul, cu orice face, strici ceva, e imposibil să nu strici, știi? Da, și atunci, da. Aici știi cum e, că pentru orice zgârietor trebuie să stai să raportezi, trebuie să stai să dai explicații, trebuie să dai să dai. Și atunci, pentru ce? Du-te, frate, jos, te uiți, o scoți din nou, iar o mai dai, iar te mai uiți, iar te mai puți, exact. N-ai nicio treabă, știi? Și am parcat. Primul camion a fost Mercedes Actros, MP4, alb. Și acum țin minte, am parcat și nu m-am întins în pat. N-ai putut, da? Nu știu de ce, la început nu dormeam în cabină. Acum, dacă știu că descarc și după aia trebuie să iau pauză și n-am nimic de făcut, obligat, o oră somn, minim. Să te-ai pe scaun. Pe scaun am adormit, ai înțeles? Am adormit vreo oră și ceva și era... nu mai știu, vineri, nu mai știu ce zi era, chiar nu mai știu, joi, vineri la Barnam, sau duminică, nu, în fine, nu mai contează. Ideea e că la întoarcere am prins aglomerația aia de 8:30 dimineața. Da. Și da, prin aglomerație, nu știu ce, haos ăia care te iau fața, care e pe aici, știi? Și când ajungeam în garaj, căutam să las remorca oriunde, la gard undeva. Ca să mă parchez, să mă parchez. Să nu vină cu șantă, să-mi spună bacul la rampa X sau bacul acolo, Murel. Sau nu știu ce, că era mamă. Păi, dar pierdea mult timp. Ai înțeles? Și după vreo 3 luni am făcut prima parcare din prima și prima. Așa, după vreo 3 luni. Da, cam așa. După care ușor ușor a început, dar știi că sunt zilele alea care nu ți se nicio parcare. Știu, păi ce dracu, nu am și eu după atâția ani. Da, exact, știi? Și ușor ușor, na, te înveți cu toate cele, îți... ajunge să-ți placă ceea ce nu credeai că o să-ți placă. De exemplu, eu la început ziceam, nu, preluat exclus. E, acum dăm box când vine să îi dau foc, dacă îmi dai box. Nu, nu spun. Da, e puțin mai multă muncă fizică, dar dacă te obișnuiești și ți intră în rutină așa... Da, m-am obișnuit și place că fac mișcare, că mă da, 200 de ori pe lângă camion, că strâng la chin și că trag de prelată, că aia, că aia... Mai urea pe vreme rea. Bă, când plouă, da, când plouă scam blestem zilele, mai ales când m-am prins și torențiale de alea. Mai bate și vântul aici pe te apă sus. M-am ridicat de la pământ, prelata. M-am înțeles de ea și m-am ridicat de la pământ pe bune, atât. Înțelegi? Eram pe un aeroport, pe la Bicester. La o firmă, un aeroport, bă, imens, mă, și când ai, mamă, drift, dai seama ce te dai galată, bă, frumos, bă, și soare, frumos era, exact cum era înainte pe aeroport, la drift, nu știu, exact așa, deci așa o vizualizam, mamă, drift, dai seama, vii aici, cu tare, tare. Da, bă, frate, și unde am, era un depozit, undeva fix în mijloc, bă, și bătea cu toate părții de genul. Și, stai două secunde, și
Așa. Așa. Și stai că s-a și gata. Și am și tot speram să mă descarce cumva din spate, deși am văzut că nu era nicio ramă sau ceva și din lateral. Mamă, trage perdeaua și perdeaua doamne. Prelata și Martem, adică de la pământ și s-a umflat prelata. Eu, doar am tras atunci la câteva zile, vreo săptămână sau două, când munceam prin agenție și făceam curse de noapte la pallet hub-urile astea, știi? Okay. Tot așa, numai cu double decker-e cu prelate. Bă, și e prelata aia și, nu știu, mie mi se pare grea și greu de tras, frate. Și puțin în partea din față, la gât, acolo unde se și scurtează. Se rezare, da, colina sol, da. Bă, nu știu, nu poți să duci aici. Se mai și țepenește. Da, era chestia că aveam și decăre care erau pur și simplu drepte sus. Alea, și alea sunt greu de tras, dar mie îmi plăcea alea care erau arcuite în față. Cocoșate, da. Da, cocoșate. Pentru că alea veneau după aia să aia credea din inerție când o trăgeai. Da, da, da. Dar când o deschideai, îți mâncai zile, îți veste mai zile. Că trebuia să ridici pe toată cocoașa aia, bă, și nu da, puteai. Exact. Mai le dai de roșină de aia care mai era strâmbă. Da, exact. Mamă, băgana ești. Am avut și noi traiele de-astea, nu se trăgea prelata. Fratul trăgeai cu toată furtă și se trăgea asta. Și ăla, haide, unde e la mă, dar trebuie ce zic fac? Și am prins atunci la compania respectivă, nu știu, cu expect sau ceva genul ăsta, schimbau traiele, știi, aveau foarte multe vechi, dar aduceau și de-astea noi. Doi și când vedeam, că ajungeam în gen la 6 seara în firmă să-mi iau trailerul și camionul și de multe ori vedeam, îmi spunea, știam deja ce eram pe vagonul meu și vedeam mama dacă vedea la mea, doamne, să fie doamne, să fie doamne. Și când intram așa și mă uitam după rampă, mama de la vechi, futu-s morții, mă, din gât. Pentru că trebuia să tragi și chingele care erau prinse tot de tavan și alea la fel, încurcate, stai cu gâtul atârnat să te uiți după ele, să le desfați, să le pui, mamă, trăgeai de ele și vedeai că de fapt nu ai clemă să o prinzi. De ce? Dă-o la o parte, iau-o pe următoarea, știi? Și nu-mi plăcea chestia, dar și nu știu, nu mă văd făcând. Eu nu știu cum unii aveți, uite, cum ai tu o plăcere de asta așa. Mamă, eu am o plăcere la fel, nu știu, mie nu-mi place. La început, dacă aș fi început pe box... Probabil te-ai fi obișnuit așa pe box, dar tu ai început direct ca... Am început pe relată și m-am venit așa și pus că... Poate mulți dintre cei care se uită au sindrom obsesiv compulsiv, știi, să fie totul la linie, să fie totul întins, să fie totul. La început nu eram așa, eram leneș. Și dacă sunt chingile strânse, ce să le mai verific? La revedere. Și erau strânse doar așa, cum am obiut. Și puțin acolo să fie așa. Și la viteză, prelata flambează, că e suprafață portantă foarte mare și nu mai vezi nimic în oglinzi. Și la un moment dat, în premieră zic asta, da, la un moment dat am plecat de la Bristol către garaj. Dă-i, mamă, e pregătită, nu știu ce, hai, am luat-o și am plecat. Pe M5 nu vedea nimic în oglinzi, bă, nimic, nu se vedea de prelapa, nici stânga, nici de aia. Zic, bă, trebuie să mă opresc să o fac, câți oameni se uită la noi? Da, așa că zic acum. Zic. 4-6 este acum. Ok. A, hai că s-a arătat așa aici, că nu mi-a arătat. Da, tot arată 4-6. Da, și... Așa. Și bă, m-am oprit o bandă de urgență, vestă, lumini, lanterne. Oamenii mă vezi cu lanterna tot timpul, că sunt minerul ăla, știi? Noaptea am lanternă că nu-mi place să stau cu bezul, frate, să stau să bâșbui. Trebuie să văd tot cu ce cu mâna, cum fac, cum drept, cum așa. M-am oprit, am făcut partea stângă, totul bine cu partea stângă, că așa. M-am oprit de partea dreaptă. Dă-i. Mă rog, era o tehnică pe care am învățat-o la foarte mult timp. După trebuia să tragem prin spate și după aia în față. Eu o trăgeam mult în față, în spate nu mai rămânea deloc, câteau oarele alea, am mers. Și nu e ală mare, da, dacă nu știi și așa. Și pe la jumătatea, eu mă tot uitam peste umăr să văd dacă vine ceva. Și când am ajuns în dreptul roților din spate, m-a văzut pe o îndepărtare. Și acum țin minte, un DAF roșu. Așa. Cum mergea el așa drept, am văzut că a tras stânga așa ușor spre mine. Bine, ce zic, s-a întâmplat câteva secunde, două, trei. Și venea spre mine. Eu acum, în secundele alea, zic, bă, n-am timp să mă bag sub remorcă. Dacă n-am ajutat, eu băgam sub ea. Că zic, cât de tare poate să leacă, doar nu.
Mă bag sub ea și aia e, mă uit la spectacol. Și dacă te face căcat, ești nebun, te face... Păi da, da, față de cum am pățit eu, mă, sub remorcă mai era cum mai era, știi? Sau traversam pe partea elaltă, făceam cum, dar dacă eram în dreptul roților, n-am mai avut timp, da, să mai fac nimic. M-am lipit de remorcă și am zis, bă, ce-o vrea Dumnezeu aia să fie. Și l-am zis pe la spate. Când a ajuns în dreptul oglinzii mele, probabil că ea bipăit Lena, a zis pula așa, tras de-a, știi? Ma. Da, și de atunci, de atunci să nu mai vedem niciun depozit, nu contează. Până nu o verific toată capcoală. Poate să fie ultra mega strânsă, eu le iau toate tingele la mână. Și chestia asta cu opritul pe bani de urgență. Bine, mai eram și la început. Știi cum e, că e cea mai periculoasă, ce până aici în Anglia, opritul pe bani de urgență. Păi până nu pățești. Da, de-aia și suntem. SOS-ul e mai ok, e mai retras și nu vin așa aproape de tine, gen cum e pe bani de urgență, exact. Știi. Și uite, altă chestie, de atunci începând și acum, când am loc, când văd pe cineva pe bani de urgență, nu contează, mă trag cu doi. Și eu la fel, și eu la fel. Mă trag cu doi, frate, dacă am loc. Da, da, și eu la fel. Pentru că nu știi cum se dezechilibrează ăla sau poți zice ceva, da, și vine după tine. Sau nu știu, îți fuge ție sau se întâmplă, poate să se întâmple orice, știu, mai de-aia și de multe ori când văd ăștia care, nu știu, fac pană sau nu știu ce, la fel, frate, o colesc cât se poate. Pentru că, uite, mi s-a întâmplat o dată, m-am mutat pe banda 2, de fapt nu pe toată banda, am stat așa, gen jumate-jumate, știi? Okay. Și ce, că era unul în spate care era lipit de mine, nu știu, n-a fost atent, nu și-a dat seama. Și pur și simplu era să se ducă în... Eu l-am spus în jumătate de oglindă pe bani. Pur și simplu se ducea așa spre ăla, frate. În fracțiune de secundă, cum ai spus și tu, aș vrea de până. Wow. Pentru că pur și simplu, nu știu, nu era atent, nu știu, dacă a văzut că m-am mutat eu, iar el era lipit de mine, era clar, băi, e ceva, merg cu aceeași viteză ca și ăsta, mă mut și eu. Dar el nu s-a mutat, nu avea... Wow. Nu era atent, pe telefon, pe eu știu, pe ce... Nu știu, te uiți după brichetă, după țigări, da, după... Exact. N-am, nu știu ce făcea, dar putea să pur și simplu să spulbere. Păi da, și sunt o grămadă de accidente care s-au întâmplat, de a intrat în ăștia cu depanare, cu dragi, cu... Da, exact, de asta sunt ei foarte... Da, sunt, asta. Exact, cel puțin cu astea, cu unde sunt smart motorist, de nu mai există bani de urgență. Da. Și rămâi pe o bandă care... Mi s-a întâmplat o platformă, a făcut pană. Eram, deci era platforma, două mașini în spate și eu. Da, ăia s-au băgat pe doi repede și eram de unul. Și s-au primit banda unul, frate, acolo. Da? Păi ce să-i facă? Bă, nu știu, frate, nu știu, nu pot să le dau. De obicei zic în felul următor, dacă mașina mai merge sau poți să te deplasezi, bagă-te, dacă poți să ajungi în siguranță, bagă-te în primul SOS, pentru că oricum sunt SOS-uri din jumătate în jumătate de milă pe ăsta, pe smart motorite. Deci poți să te bagi, sunt relativ multe. Da, exact. Dar sunt mulți care preferă, bă, mi s-a stricat aici o dată, nu mai, s-a doar dus și atât de tot. Sau dacă sunt mulți care am văzut că stau și în mașină, adică... Da, exact. Ce minte să ai, frate, când... Știi care chestie e la... Păi astea smart motor, îți apare imediat, pentru că eu sunt panouri peste panouri, da, exact. Sute în sute de metri și te încercinește instant. De foarte mult timp. Dar și... e chestia că pentru câteva secunde până la paralea acolo, da? Poți să fii, nu știu, să treci și să nu dai seama, sau să nu fii atent de semn sau pula mea. Și după ce mori. Pentru că e și lipsa de atenție. Nu neapărat că e sistemul prost. Eu, din punctul meu de vedere, băi, e mai ok că să mai... Sunt loc de 3 beni, sunt 4. Mai ales în zonele unde e smart motorul ăsta. E și trafic, frate. Adică e căcălău. Și atunci să mai bagi încă o bandă să mai lași, să mai relaxezi traficul un pic, mi se pare că e ok. Deși nu-mi place banda aia de urgență să merg pe ea, dar... Bă, de multe ori nici mie nu-mi place, că e destul de înghesuită și e bordura aia aproape. Mai... Da, unul cu camioane mai mergi, mai așa, exact, mai da. Așa, nu suntem chiar tot timpul să o ții dreaptă. Ei, și nu e la mai. Exact. Știi, că toată ți-ai dorit, da. Da, la început și mie mi-era, faptul că nu aveam experiență, mi-era așa, cam detestam chestia asta. Dar după aia, cu timpul, n-am mai avut. Am văzut, uite, sunt, spre exemplu, mai dau de mulți care se fac, mulți șoferi și văd și chiar bătrâni, din 3 benzi devin 4 și nu se mută pe prima bandă până nu se termină iar, până nu se fac iar 3 benzi. Nu merg pe banda aia. Da. Gen pe a patra bandă care era foarte da, da, nu merg acolo. Și văd și un comentariu pe grupul de șoferi care spune nu merg acolo, ai moarte sigură, nu mă simt în siguranță, merg pe banda 2. Și merg pe banda 2. Bine, sau uite, de exemplu, pe M25. Pe M25... Acolo, cum e haosul de pe lume. Da, bine. Ține, ai 4 benzi, da, 4 mine, da. După aia iar ai 3, da, după aia da, 4, da, după aia da. Bine, acolo sunt și multe ieșiri între tot ce înseamnă. Da, exact. Aici. De multe ori rămân și câte două care să merg doar în față și pentru exact. O milă sau jumătate de milă sau ceva de genul ăsta. Dar au și chestia asta, ăștia sunt și fricoși unul la mână. Clar. Și pe lângă să conducă. Pe lângă frică,
ei sunt oarecum educați să conducă și în siguranță. Adică, domne, știi cum e chestia? Sunt educați, dar nu prea aplică. Adică, bă, ai văzut și... Da, mai sunt că noi vedem toți nesimțiții care ne enervează pe noi, să spunem. Dar, din punctul meu de vedere, sunt educați. Adică, la modul, conduc în siguranță. Unul la mână ăștia nu prea aleargă cu mașinile. Na, păi n-ai ce să alegi. Bine, și Big Brother peste tot. Adică, exact. Te iau camere și astea. Mașini civile, sună ăștia la miliție. Exact, exact. Dar e chestia că, bă, dacă știe că astea limita, cam acolo merge. Adică rar vezi flash-uri pe autostradă să te dai după bandă sau chestii de astea. Adică... Lasă că... După ce am închis cu tine ieri, bă, mergeam frumos să-l depășesc pe unul cu ceva. Deci, totdeauna când am probleme aici, am cu fotolii de alea, gen... Toyota, Aygo, dragi și da, se întâmplă mici, că, mai cu d-astea. Cu ori pe... sunt bătrâni, ori în principiu femei. Ori sunt proști. Și... Acum, fără să fii misogin. Nu, n-am nimic cu femeile, doamne ferește. Nu, nu, nu la asta mă referam. Mă referam în general. Da, da, da. Nu. Adică am văzut femei care conduc mai bine decât bărbații. Normal, normal. Și... Să depășesc. Bă, m-a ținut încă... Nu știu, 5-6-7 minute paralel cu mine. Asta e boala lor. Da. Și ai văzut că toată ai vrea să faci cumva să-l împingi la spate, să faci cumva ca să... Bă, și ce? A văzut că vine, că venea camionul cu banda 1, după ce m-a ținut 5-6-7 minute, a accelerat. Dar atunci n-am mai rezistat, eram și după vreo 12 ore de muncă. Claxon și flash, că era așa, cred că, nu știu, un minut, două, da. Era unul râdea, altul să uita, gen, ce dracu are ăsta. Nu mai poți. Când te lovești într-o tonă de muncă în fiecare zi de un dăsă sau doi, nu mai, deja zici, bă... Bine, vezi, noi vedem și altcumva de sus traficul și ne enervăm și din multe, să spunem, căcaturi așa, pentru că sunt mulți care nu dau de bani, adică nu se enervează din orice ca noi. Noi avem spiritul ăla, da, exact. Latin, românesc, așa, știi? Și ne enervăm din, de multe ori din nimic, ne enervăm doar de dragul de a ne enerva sau să înjurăm sau... Da, mă, așa spune, ni se ridică sângele în cap, dar da, repede, ceva, repede. O bună dreptate, adică, bă, frate... Bă, sunt situații în care, într-adevăr, te enervezi în orice, dar mai am și situații în care îmi dau seama că după ce îl înjur pe ăla sau după ce îmi bapul la rasa lui, îmi dau seama, eu nu puteam să aștept, nu știu, 3 secunde în plus sau ceva să nu mai îl înjur sau să-și facă manetă, da, bine, să facă nu știu ce. Toate că ei sunt destul de dezinteresați de ce e în jur, adică da, merg da, gen cu ochelari de cal, merge așa, nu se uită în stânga, nu se uită în dreapta, n-au nimic. Știi? Bine, vezi tu, legea asta cu reckless driving e bună, dar e și proastă, pentru că ăla știe, bă, n-are voie să-mi dea flash-ul, n-are voie să-mi dea clasul, n-are voie să-mi dea, n-are voie să-mi dea. Mulți abțin pentru că știu că pot păți grav, adică gen, nu știu, doamne ferește, din conducere periculoasă sau negligentă, doamne ferește, să faci accident, ești la pușcărie și n-ai făcut nimic, adică da, nu l-ai împins, nu l-ai făcut, doar că ai condus prea periculos de el sau, nu știu, l-ai intimidat sau chestii de astea. Știi, adică tu îmi pui frână în față, da. La 90 la oră îmi pui frână în față, da. Așa, și pe-aia mai rămâi. Exact. Și adică fac mulți chestii astea. Da, exact, da, au o boală să fac chestii astea. Știu că te enervezi pe unul la mână, știe că nu poți să-l prinzi niciodată. Nu poți să-l prinzi. Niciodată că ai camion, plus de asta cerești și greu, știe că te enervează dacă exact. Te-a frânat și tu mai de-aia. M-am făcut cu ăla, mi-a arătat mâine și mi-a prins ceața. A plecat, și de undeva departe l-am dus că a făcut stânga la drag stat. Ce crezi? M-am dus după el. Și am intrat, că m-am avut loc. Am intrat și l-am parcare de mașini. Abia parcase, s-a dat la din stânga jos, ăla din dreapta era la volan. Mamă, că m-a văzut ăla ce a zis, mamă, vine ăsta, ne omoară, ce? Bă, s-a urcat în mașină, blană, între oameni, între mașini, să uitau ăia, dai seama. Bine, să uitau și la mine, că na, ce da, 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 da. Și am ieșit, dai seama. Știi? Dar de cele mai multe ori nu... Dashboard cam. Da, crede-mă că mi-a 20 de minute când ajung la muncă, nu avem camionele noastre și mi-a 20 de minute până mi-a ajuns toate cele. Îmi ia alte 20 minute sau un sfert de oră să mi le iau pe toate din camion și dacă mă stau și cu cameră de bord, am zis că mi-au, dar... Și eu mereu, bine, noi la camioane avem, ca au toate sistemul lor, dar pentru mine, știi, la modul, bă, să o am acolo pentru mine. Și în plus de asta aș fi vrut să fac chestia asta, la modul să am un dashcam și pur și simplu să, o lună de zile, să văd... Doar să surprind momentele în care uite cât de mult se greșește și uite cum se greșește, știi? Și să le fac da. Într-o compilație de asta, să o pun o dată pe lume. Uite într-o lună cât am pățit. Să bagă ăla, să frânează, să trață, toate astea. Exact. Da, uite, întreabă Ștefan, de unde ai tricou?
De unde am tricou? Păi spune. La letricou.ro. Păi așa, dar, ca să știu unul, poate. Doar știu, dar letricou.ro, simplu, letricou.ro/tracker, băi, și aveți acolo mai multe, nu neapărat doar ăsta, mai sunt vreo 3 sau 4 modele, mai și hanorac, sticker, cană, căciulă, șapcă nu e chiar foarte frumoasă, dar na. Da. Și le găsești acolo. Și comisiunea din vânzare a acestor produse se duc în fiecare an către cauze sociale pe care le-am promovat atâta timp. De Crăciun, de Paște, banii ăștia se donează, nu ajung la mine, nu fac eu nimic cu ei. Așa că ajutați, faceți și o faptă bună dacă luați un tricou. Da, abia și să ajung acasă, mai iau de jos, mai iau cană. Că am cană cu mine, am pe aia și mi-am încă două, primite cadouri. Așa, dar așa, asparte va zi, mânelul, toarta. I-a căzut pe aici și cadou. S-a spart. Ți-a avut cadou. Da. Și așa cu ăștia, știi, la un moment dat, că zici, bă, gata, azi nu mă enervez, nu că zici că nu te enervezi, da, hai că e bine, am plecat, nu știu ce. Bine, ne mai pun la scuteală, că stai și la încărcare câte o oră, două, trei, patru, așa. Și nu-ți place, da? Bă, n-am răbdare, n-aș putea să nu, dacă stau o rampă. Îmi place când stau, de exemplu, nu știu, jumătate de oră să pot să-mi analizez toate cele, să-mi șterg, să fac dezinfectarea, să-mi analizez toate cele. După ce le-am aranjat, deja, că, păi, haide, că am de nadă făcut, știi? Înțeleg? Da, și așa cu ăștia, da? Asta e, trăim printre ei, trebuie să ne obișnuim că n-avem ce face. Crezi că ai putea să faci meseria asta în România sau în altă parte sau comunitate? Nu, pentru că am o nebunie cu dușul, cu spălatul, cu așa, cu așa, și la un moment dat, când trebuie să faci pauza undeva la o parcare la marginea drumului și așa, na, nu mai ai baie, nu ai ce să... Dar nu ți-ar plăcea să, gen, să faci curse mai lungi, să ai noi chestia asta, bă, aș vrea să văd și altceva sau... Nu m-am gândit, tocmai din cauza asta, asta mă trage înapoi. A, cu igienă. Asta mă trage înapoi, exact. Acum te cam poți parca peste om. Bine, corect. Mai sunt și situații corect, în care n-ai ce să faci, nu le poți evita și atunci corect, să stai, nu știu, în fața unei firme, cine știe prin ce poți. Da, exact. Plus că ai ideea asta de plec de acasă, mă duc la muncă, vin acasă, da, știi, adică la muncă. Da, am o singură cursă, într-adevăr, în Scoția, la Dundee. Și acolo stau la cabină, dar fac pauza la noi în depozit. Ah, și ai de toate. Ba, acolo nu am de toate, dar am vizat un azi, da. Un supermarket, mă luat supermarket, fac cumpărături la 7 dimineața, să pierd un client. Știi? Și când mă întreabă, dar de unde vii? Că zice, zic, aici, zic, lucrez aici. Și am zis, fac și eu, să mănânc și eu, să știi? Dar nu știu dacă mi-ar plăcea, nu știu, că la un moment dat, știi cum vrei să... Adică după ziua de muncă vrei să faci și altceva decât... Da. Sunt oameni care zic, bă, vreau să stau 5 zile în camion și 2 zile acasă. Sau... Uite, eu spun acum asta în momentul în care mi-ar plăcea să mai ies puțin în monotonia asta, adică gen doar din punctul A în punctul B și vin acasă sau nu știu ce. Adică mi-ar plăcea să mai văd și altceva, mi-ar plăcea să mai fac și Europa, adică gen aș prefera să am, dacă aș găsi un job. Bine, momentan situația nu prea îmi permite să stau plecat, nu știu, mai mult de 4-5 zile, știi, pentru că trebuie să vin acasă să stau cu fata când e soția la muncă, dar dacă aș avea ocazia, nu știu, gen să nu fiu nevoit să vin acasă, cred că mi-aș căuta un job la modul, bă, pot să plec 2 săptămâni, gen să fac un Anglia, Italia sau Anglia, Spania și să mă întorc. Mi-ar plăcea enorm. Da. Nu, chiar nu m-am gândit la varianta asta, deocamdată vorba aia, trăiesc visul aici. Și îți place. Da. Bine, e chestia că îți place, știi, și încă nu te simți plictisit. Eu mă plictisesc și repede de multe lucruri. A, ok, am înțeles. Și mai ales dacă fac repetitiv așa. Nu, eu mă plictisesc când se repetă cursa. Păi, de asta mă omoară, uite, Amazon, de-aia am renunțat, am zis, bă, nu mai o termin cu Amazonul, e și monotonia asta, au mai fost și alte... Ai renunțat la miile de livre. Da. Și, adică, parcă nu mai am plăcerea aia, bă, ce-i face astăzi? Exact, asta e, da. Ce mai la vreau mine, sau nu știu ce? Primești mesaje, fiecare dimineață, cursa X, azi mă duc la Londra, mâine mă duc în Scoția, apoi mâine la Bristol, la... Norwich. Da. Și adică nu știi care cum e. Și e interesant că schimb tot timpul. Totdeauna ești într-o continuă schimbare. Foarte rar se repetă cursele. Am făcut o lună, am făcut Dundee, în Scoția și am stat la cabine, a trebuit. M-au rugat să-i ajut și am zis, haide mă, că așa, știi? Și da, am zis, bă, numai. Că nu făceam nici mișcare. Am înțeles. Conduceam și mâncam. Și dormeam.
Atât asta făceam. Și la un moment dat nu e ok, că mai ține nevoia să fac mișcare, știi, adică. De asta îmi place mie la preluat. Îmi place la preluat pentru că fac mișcare, mă învârt 100 de ori, am o rutină pe care o fac tot timpul. Îmi pregătesc preluat, îmi place să pregătesc remorca de fiecare dată, chiar dacă, și dacă îmi plouă, îți blestem zilele, am pățit cum se întâmplă. Ajungi la descărcare soare și într-un minut începe mare furtună. Te-ai urlat în cap până în picioare, până la chiloți. Și când ai terminat, în momentul în care ai strâns ultima chingă, ai ieșit soarele. Da. Numai ca să-ți fută ziua așa, exact. Să te dea peste cap. Exact. Înțeleg. Am pățit la Luton odată așa. Și odată am pățit la Newport, la Bristol. Da. Da. La Newport a fost torențială, dar deci era cineva cu o găleată și turna până la mâna ăsta, știi? La început eram, mamă, ce s-a întâmplat, ce nu știu ce, și după aia, bă, frate, asta e, oricum am văzut. Da. Și am avut noroc că la camioane 2016 ai induză din aia. Da. La astea 2020 n-am găsit. Bă, cred că au și astea sau am impresia că trebuie montate. Pentru că ele oricum, pentru aer, pentru să spui pistol și astea, doar tragi din aer de la scaun. Să ne spune cineva pe chat dacă știe la DAF 2020. Cu siguranță sunt, dar îți trebuie o mufă de aia montată. Pentru 2016 am mufă și știu unde e. Da. Păi ar trebui să o cauți și la 2020. Nu e, că m-am uitat. Nu știu, poate oricum, trebuie alt tip de mufă. Toate au, adică iei aer de la scaun, imposibil să... de la perne și n-ai nicio problemă, adică ai aer. Și am pistolul meu, am de toate, sunt dotat. Așa, cu timpul, știi cum e, te lovești de ele. Da, șoricei, patent, scule, bă, siguranțe, că ca să ori... mai chem mecanicul să-ți stai jumătate de oră până vine. Jumătate de oră în cazuri bune. Da, bine. Că stai mai de la sau cum mi-a zis mie, chiam și mecanic, că mi s-a zis siguranță. A, păi numai că n-are mecanic, mecanicul pleacă la ora 2. Zic, bă, unde ați convenit, băi, garaj de camioane să plece mecanicul la ora 2, să ai nevoie de să nu... Și l-am sunat pe ales. Băi, ia zici mie, care, cum e treaba? Dumnezeu, sunt două siguranțe, ori aia, ori aia. Luminele agavarece laterale. Și aveam niște DAF-uri la Giga Space și toate ziua mâinile să aveau siguranțele alea. Și așa te-ai luat la tine? Și mi-am luat de pe eBay 100 de siguranțe. Și știi că le schimbi tu. Da, absolut, exact, știi. La noi dispar alea care sunt sperți, sunt de rezervă, dispar. Ai tăi ce au zis după ce au văzut că ai început să faci meseria asta și că îți place, că te descurci, că nu te plângi? Bă, ai mi se bucur că mi-am găsit o meserie, să zic, că în foarte mulți ani de zile nu am executat o muncă, n-am avut servici, eram toată ziua afară, toată ziua pe sub mașină, toată noaptea. Așa, prin oraș, cu driftul, cu cursele, cu așa. Și găsindu-mi că, mă rog, la un moment dat îmi intervin discuțiile la bă, dar cât o să mai stai, cât o să putare? Și că eram și lepră și nu făceam nimic și așa, știi? Adică, mă rog, de la 20 ceva de ani nu mă găseai de la 7 dimineața la 7 seara, nu, nici la telefon, nici. Adică la 7 dimineața la 7 seara dormeam și de la 7 și invers, de la 7 seara dimineața eram afară. Mai afară, da. Și atât, știi? E, aici, având un loc de muncă, evident că știi cum e. Nu prea mai ai timp de nimic, ce să faci. Da, nu ai ce să când. Da, ai face, dar când să mai faci, știi? Și ce să zic, dai seama, s-au bucurat că, dai seama, a rămas mască. Că taică mi-a zis, bă, eu credeam că faci, o să faci ceva cu drift, cu aia, cu curse, cu ceva legat de asta. Ceva legat de asta. Și, da, ok, scrie Golan. Bă, mai mult sau mai puțin, da. Și... s-au bucurat, îți dai seama, dintr-o dată așa să zic, bă, vreau să mă fac tirist. Maica mea a lucrat pe inginerie până în 96 și dai seama că pe vremurile alea era așa... Și acum există o preconcepție. Exact. Erau și alții. Sunt șofer sau nu știu ce. Ce mai? Neamul urma nivelă. Da. Nu despre toată lumea, evident. Și eu atunci ca să-i spun, bă, lasă că o să vezi că o să duc șoferia la un an liber. Da. Bine, ne știm că aici sunt camioane așa de multare și mai departe. Că Alex a zis, domnule, că sunt multare și ce, dar eu nu minteam aici, ia uite, bă, zice că sunt multare. Că în Anglia n-are cum, că în Anglia ții plăcutare, că e așa. Și s-au bucurat, știi, adică uite, bă, adică mă, mi-am găsit meseria, știi. Da, da, da. Și e chestia că îți place, adică da, îmi place. Asta mă ține aici, meseria mă ține, că dacă nu era meseria, să mă fi...
să mă duc cu drag la muncă și în fiecare zi mă duc cu plăcere la muncă și îmi place ce fac și așa, nu rezistam. Indiferent. Nu, chiar nu rezistam. Și îmi place locul de muncă, cu toate că am oferte să mă duc în altă parte și chiar și Alex mi-a zis la un moment dat, bă, vină, bă, cu tare, știi? Adică, bă, îmi place aici. Măcar atâta, dacă sunt aici, măcar să-mi placă locul de muncă, știi? Și îmi place locul de muncă, mă înțeleg bine cu cei de acolo. Bine, am mai avut disensiuni cu niște oameni care probabil vreau să mă miști mai repede, dar n-am putut să-i ajut cu nimic, toate. Așa că, na, nu poate să te placă toată lumea și dacă te place toată lumea e o problemă undeva. Da. Așa. Și asta, fac kilometri, adică după, dacă îmi dai o cursă de, cum ar fi înainte, 3 ore și 10 dus, 3 ore și 10 întors. Înainte mi se părea, ce era peste 3 ore, mi se părea, mă, 3 ore, bă, sens, nebunez, mor. Bine, aveam și asta, mă uit la ce piesă, cât mai până acolo, cu tare, nu știu ce, știi? E, acum nu mai am chestia asta, știi, ai rutina aia. Da. Înțelegi? Și bine, ai văzut, știu, când vorbi la telefon, trece timpul. Păi trebuie să vorbim dimineața, zic, bă, Vlad, acum plec la Newcastle și vorbim. Hai că am ajuns, te dat, mă duc acasă, nu știi când trece timpul. Exact. Și mi mai scriu lumea și la comentarii și mai le mai răspund. Nu-i bai. Nu, mie pe WhatsApp. Da, nu-i bai. Să mai scrieți la comentarii dacă aveți întrebări, așa ca să răspundem la parcurs, dacă aveți curiozități, întrebări. Știi, almanac de curiozități. Lumea știe, normal ar trebui să-mi dea pe aici, nu? Cei care sunt noi, dacă doar îi pot comenta. Mulțumesc și vă pup. ce nu-ți plac? Sau există un lucru care nu-ți place la meseria asta? Nu-mi place că la noi, cel puțin, sunt camioane foarte murdare și de fiecare dată, înainte de a ajunge, trebuie să stau 20 de minute să șterg topul după ce pun mâna. Da, asta e puțin aia aici, că majoritatea firmelor nu dau același camion. Da, pentru că acel camion trebuie să producă. Uite, n-a rămas, s-a părut. Camionul trebuie să producă, trebuie să nu stea acolo. Și atunci nu are cum să-ți dea camionul tău, pentru că eu l-am spus ăla, bă, dacă mâine îmi dați camionul meu, știu pe ce să duc training. Adică am fost la Trackfest la Donington Park și acolo vine să găsești accesorii, dragi, dragi, tot ce vrei. Mamă, mă și gândeați, mamă, proiectoare, pe LED. Adică primul lucru mi-aș pune bară de aia de proiectoare, înțelegi, ca să două să bată înainte și două să bată în dreapta. Proiectoarea care merg cu fază lungă, că n-am gândit să merge numai cu fază lungă, nu există fază scurtă, înțelegi? Și dai, tu îi dai flash, mori acolo și claxoane, așa? Și el nu are nicio treabă, e cu fază lungă, te rupe. Înțelegi? Deci asta își face primul lucru. Lumini, muzică, de-astea. Bă, cred că toți avem chestia asta, așa, da. Toată lumea își dorește un camion, domne, să am, cum vedem, da, pe la show-uri sau cine știe. Asta îmi displace foarte tare, că trebuie să stau să curăț, așa. Bine, numai până la scutare găsesc semințe, coș de semințe, așa. Avem, de când cu COVID-ul, avem o găleată în care ar trebui să avem o soluție. Și șervețele și îl găsești plină cu gunoaie. Așa și rămâne departe. Asta îmi displace foarte tare. Dacă mă întrebai la început, spuneam mai multe lucruri care îmi displac. Acum nu pot să zic că, în afară de asta, nu știu dacă mă te-ai obișnuit cu toate și deja. M-am obișnuit cu toate, multe lucruri pe care le uram înainte. Acum au început să-mi placă și așa. Adică nu înțelegeam de ce trebuie să scot eu remorca din, să o las pe a mea, să deconectez, să o iau pe aia din rampă, iar să deconectez, iar să o conectez la a mea și să bag la rampă. Nu înțelegeam de ce nu face și altă treaba asta sau de ce nu știi. După care, trecând timpul, a trecut timpul și am învățat cu ele, a crescut și viteza un pic. Ce vrea să schimb în meserie? Cred că mentalitatea oamenilor legată de meseria asta, adică sunt foarte mulți. Bine, nu-i condamn, e treaba lor. Sunt foarte mulți care se la muncă super plictisiți, pe așa gen. Și evident că faci treaba așa super plictisit și instinctiv, nu este treaba bună, știi ce zic? Nu știu dacă ar vrea să schimb ceva neapărat. Da, chiar nu știu. Nu-mi vine în minte deocamdată, dar dacă îmi vine în minte ceva, îți spun. Pentru că, da, nu știu, uite, de exemplu aici, dacă aș putea, aș da o lege, bă, frate, pentru o gropiță mică, pentru care e pe banda 1, nu trebuie să închizi toată autostrada și să mă trimiți pe la țară și să ocolesc. Eu când am... Asta e problema pe noapte. Da. Pentru că te lovești numai pe noapte. Și dai de drumul închise și... Da, exact.
Adică lasă o bandă din 4 benzi, lasă una, banda 4 să zic. Merge cu 4-4. Tot ce se rezumă la health and safety. Health and safety. Corect, așa. Pentru că bă, ăștia nu poate să bată vântul mai tare, că domnule a căzut exact. Prin vântul. Trebuie să facem exact, ceva. Da, exact. Și la noi, cred că este o competiție. Cine alege de poezie? Cred că sunt la șpriț, știi? Iau o hartă. Și ce unde le pune? Și da, mă rog, să geată. Care e ce mai înghesuit de poezie? Aici. Ăsta, mă rog. Da. Adică nu, cred că așa e o competiție. Bă, frate, 20 de poste sunt unde poți să ai loc, așa sunt. Știi care chestia? Că multe sunt făcute pe vremea în care, unul la mână, articulatele erau mult mai mici. Nu existau nici articulate, pentru că la început erau doar rigide. Rigid, da. Și atunci au rămas vechi după timpurile alea și atunci n-ai ce să, trebuie să te adaptezi oarecum, găsești tot felul de soluții. Uite, spre exemplu, prin Londra sunt șantiere sau rampe unde pun de alea care se întorc, adică intri cu camionul pe ea și nu ai cum să te întorci, n-ai loc. Și te întorci ea automat. A, ca la trenuri. Da, ceva de genul ăsta, știi? Le pune și te întorci automat sau pe străzi înghesuite unde la fel nu ai loc. Tot așa, te întoarce automat. Wow, n-am dat. Tocmai că nu au cum, sunt construite acum 10 ani. Claudiu zice așa, firma nu vă pune la dispoziție clinichituri. Firma ne pune la dispoziție clinichituri, dar colegii noștri foarte descutere și ce fac, nu? În fiecare seară, bine, a fost un caz sau două. În fiecare seară cerea, cum îi zice, hârtie, soluție, mănuși, așa, și s-a... E o vorbă de garaj. Știi? S-a făcut un palet și s-a trimis în România. Și evident că după aceea nu ne-a mai dat. Bă, chiar nu mai am cerințe. Chiar nu. Și atunci îți cumpere, eu mi-am cumpărat, începând de la odorizant până la un... Da, până la urmă, acum cu pandemia, cam cred că toate firmele au oferit. Problema e că mulți șoferi nu dau doi bani, alții nu le folosesc. Alții care le au palele lor personale după ei în bagaje și le au și le folosesc și tot așa. Păi am văzut mecanic de la DAF. Ce? Mâinile? Eu am găsit tatuat. De unde? Era mai cu... Bă, frate, până vaselină. Aici, ulei și vaselină, frate, și am venit la birou așa cu el. Da, da. Și în ziua am găsit tatuat, mamă, ce tatuat le-am pe mâini. Și până am văzut că era negreală, zic, cred că l-am să mă spală 3 zile. Și dai seama că l-a saltat un camion, nu? Da. Și te mai miri de ce te-ai mărgărit de vaselină de la primul minut. Da. Știi? Da, asta schimba la meserie. Mentalitatea asta nu neapărat a românilor, dar a oricui. Că dacă nu e lucru tău, nu trebuie să-l păstrezi. Ce mâini? Sunt mulți aici care au chestia asta. Da, adică orice ți se dă de la firmă, trebuie să-ți bagi joc. Iar firme aia să ne bate în joc. Că nu știu, că nu mă plătește, că nu-mi place mie firma. Adică? Pula mea, bagi joc de orice. Există camioane de voastre, au... Deci la 30.000 de kilometri l-a dispărut perdele, inclusiv cu șină, că știi ce, când spui perdeluța la toaletă în curte, ca să nu zic la așa fine, la toaletă în curte să spui cu tot cu șină, înțelegi? Și am zis că s-au găsit de vânzare perdele pe da, 20.000 de perdele, da. Dar n-am găsit când l-am șus, să le-am pare bine. Știi? Nu găsa lucrul meu, știi, dacă tot. Am o nebunie cu perdele la camion. Eu dacă îmi pun la pauză și am perdele, eu le trag. Da, toată lumea, nu-i normal. Ai înțeles? Adică, da, și asta e, cu asta își face, să fie un pic mai curat, că știi cum e, stai, mi-ar făcea câteodată, chiar sunt sătul să stau să curăț după toată lumea și să șterg, dar a devenit o obsesie, adică dacă văd, nu, e clar, curăț, indiferent dacă a fost curățat de altceva înainte, că vreau să, știi, asta e și la noi, mă rog, nu se păstrează, asta e ideea, mai pe scurt. Băi, mai avem cam jumătate de oră, hai să băgăm și de drift. Mamă, așa de a trecut? Păi, dacă vorbești mult... Mamă, frate. Da, și încă n-am terminat, știi, adică da. Da. Cred că o să facem și partea doar la un moment dat. Bă, mă mai facem, dacă îți dai seama că o să mai vii, mai facem, nu-i problemă. Așa. Stai așa. Hai, bine, că să te faci până mine la ceva mai mechi de film. Păi spune la ce film lucrezi, ca să știi dacă... La Clarke. Sunt cu albastru așa, care l-a predat adereuri. Clar. Ah, știu, gata, da, cu albastru, Mercedes-uri, Volvo, cam de astea. Mai au și mamă. Stai așa două secunde, că îmi spune un coleg să-i trimit link-ul. Oricum o să rămân acolo, live-ul nu dispare. Am înțeles. Hai să spunem și, așa, celor care sunt aici că... Clark Transport, da. Bă, deocamdată, o secundă. Deocamdată îmi place foarte tare aici, chiar dacă am enumerat anumite lucruri care nu-mi plac, dar îmi place foarte tare aici pentru că
Nu știu care e politica firmei tale unde lucrezi. O să... Stai când o scrie lumea aici. Dar la noi e, mai, mă rog, e un pic mai liber. Adică nu ai camere în cabină, nu te întreabă nimeni de ce te-ai oprit să mănânci, de ce te-ai oprit să dormi, de ce știi. Adică dacă ți-ai livrat marfa și așa... Dar asta e muncă de salahor, nu te duce, zic eu. Da, nu mă ajută fizic, muncă de salahor nu mă ajută. Bă, munca pe care o faci, nu o face nimeni. Am înțeles. Și mai ales el, el nu are cum să facă munca aia. Ce muncă faci? Ce muncă? Ce muncă? Predată, double decker cu ADR-uri. Să plimbă, să-l ia drați mai pe M25 și plânge, în fiecare zi plânge. Da, M25 e viața noastră. Da. Da. Hai să spunem și celor care stai aici că ești și pasionat de drift. Da, sunt pasionat de drift, am chiar și un tatuaj cu drift, nu știu dacă se vede aici. Se vede, se vede. Și l-am și pe calc aici tatuat, hai să fac cumva, nu știu, să mă... Da, e... Așa. Și da. Explică un pic și RLG, de la ce? RLG a avut taicum la o mașină la un moment dat și mi-am făcut eu adresă de mail cu ceva cu RLG. Și a rămas așa, RLG, RLG. Și la când mi-am luat al doilea urs, am fost cu prieteni la matriculări și nu știam dacă să-mi pun VLD sau RLG sau ce număr să-mi pun. Și a rămas așa? Și el a zis, pune-ți mă RLG. Și... B89, ziceam așa, da. B89 și el a zis, puneți mă RLG și ăla care era la ghișeu era deja plictisit de noi, că era 4 după amiază, gata domnule, B89 RLG, dar revedere, hai, alt. Mamă, zic, ce mi-ai dat mai? Zic, da, ok, și asta așa a rămas, și doar RLG, știi? Și a rămas și la drift, RLG drift? RLG, da, RLG, cum zice un prieten, drifter pensionat. Ziceam, da, exact, că așa a și fost, bă, ce mi-am făcut tatuajul, m-am lăsat de, știi? Da, totul a pornit de la vârsta de 16 ani, să zic. Eram pe... Aveam homepage la calculator, aveam homepage Fortuny. Când deschideam. Cred că toată lumea avea în perioadă. Adică cei care eram pasionați de mașini, da, exact. Ce mai vrea decât Fortuny. Da, orice. Acolo era Biblia, știi? Exact, exact. Așa, și... știind site-ul ăla, știam site-ul ăla din spate în spate. Știam tot pe orice secție, orice. Și... Am găsit filmulețe cu echipa, exact așa spunea, echipa de show. Hai, KNS, care mai era? Hai, KNS, UV și mai era un urs bej. Mi se pare că avea SLL la număr, dar nu mai mi-aduc că m-am amintizat. Ăla e primul filmuleț. Și după care a mai apărut prin aeroport, prin așa. La filmulețele alea cu Hai mă uitam foarte mult. Pentru că el a început, Hai a venit cu... Da. Chestia cu drift, până acum s-a tot... Cum zic eu, te salut profesor. Așa, și pe restul, evident, pe restul, restul celor care fac drift, că sunt foarte mulți. Acum a evoluat destul de mult, adică la ce era atunci și ce e acum. Corect, corect, da. Alt nivel și mă bucur că a evoluat treaba. Și sunt oameni care au și băgat bani, plus că sunt acum și câțiva copii care... Da, corect. Bine. Talent. Talent inclusiv și fata lui Sorin. Exact, exact. Și așa. Chestia că au venit, adică tot din aceeași rădăcină, nu au venit din afară, dar e mișto, adică să vezi că nu totul se... Pentru că toată lumea are impresia, bă, curse doar așa, mergi la drag, drept, 400 de metri și cam atât. Eu sunt, îmi place driftul, dar niciodată nici nu am talentul de a face chestia asta. Nici n-am stat să învăț sau nici n-am avut vreodată intenția, bă, trebuie, aș vrea să învăț sau nu știu ce, știi? Dar e un sport care, e clar, e vorba, cred că mașina e undeva la, te lasă undeva la, la capăt și mai mult de skill-uri, știi, să ai de skill-uri. Toate că acum se pune accent și pe mașină foarte mult. Înainte, da, exact. Înainte era doar, bă, să învârte, aia, exact. Știi? Burnout și ce poliție, exact. Știi? Nu e... E, acum nu mai e, alt nivel. Da, și... Eu îi tot ziceam, băi, eu vreau urs, băi, eu vreau urs, cu tare, nu știu ce, știi? Și bine, m-am susținut în pasiunea asta mea. Bine, taică mea, mult mai că mea, așa, așa. Dar n-a avut încotro până la urmă. Normal. Și la 17 ani am primit la taică prima mașină, un urs cupe negru, înaintea celui pe care l-am acum, care e un tot urs, dar e cabriu și e albastru. Superb. Și mersi mult. Și
Da, mai ai mașina de suflet, nu se vinde niciodată, mă rog, doar în eventualitatea care apare, doamne ferește, vreo ceva boală sau trebuie să mă tratez sau așa, atunci da, îl dau fără niciun fel de remușcare, dar până atunci toată lumea întreabă, doamne, mă rog, unii zic, doamne, să nu-l vinzi că nu se mai găsesc, da. Chiar și Sorin mi-a zis, doamne, să nu-l vinzi că uite, mi-e pare rău că l-am vândut și așa. Și mă mai întreabă lumea, domnule, îl vinzi, domnule, domnule, mașina mea de suflet cu ăla mai rămas și urmează, o să-i vină și lui rândul, știi? Da, și mașina era, mă rog, vopsită total, cu suspensie, cu roți, cu pentru, mă rog, 2006, da, era 2.0, 12 valve, scaune recaro și după care mașina am luat-o fără proiectoare. După care am cumpărat proiectoarele de la Sony, de la Harry, așa l-am cunoscut, știi, și era, avea și el ursul albastru la vremea aia, care era wow, știi, ne uitam la el ca la, când știam că mă duc cu paiul, wow, mamă, nu mai dormeam, nu mai, da, era ceva wow, știi, și după care, mă rog, prima mea mașină pe care am condus-o a fost un Renault 11, care s-a făcut acordeon, mă rog, am făcut acordeon, așa, la primul meu accident în fața blocului, i-am virat unul brusc în față și la mea nu era atent la drum să duc, dacă punea un pic de frână, a imitat, ăla se juca la casetofon, nu știu ce. Și a intrat direct în mine, știi? S-a făcut mașina acordeon și am rămas fără mașină o perioadă, după care după ce am luat bacul, că nu mi-a făcut școala atât de mult încât faptul că am luat bacul cu notă mare a fost ceva foarte wow, știi? Așa. Și vreau să-mi aus. Bine, doamne, eu tot uitam, rupeam furtunii, da. Că știi că a fost la un moment dat în 2007-2008 o nebunie de asta face de găseai, urci, da, peste bă, frate, mult rău. Te rogi să apară unul. Exact, avea ținite, pe vremea avea hai câte 4-5 uși la vânzare sau ai lui sau, mă rog, știi, era așa. Bă, și am găsit un urs, 2-5, 4 uși. Știi cum zic eu mereu, domnule, nu vreau să fac aia și tot acolo ajung. Mi-am zis că nu vreau prelată și am ajuns la prelată, la prelată. Nu vreau 4 uși, mi-am luat cu 4 uși. Da, exact, da. Și am atunci, de la un băiat pe care știam din oraș, dar știi cum e, garda veche, te uitai, dar e ca la dinozaur. Exact, exact. Am vorbit, am dat mâna cu nu știu care sau am vorbit. Da, puși, da, dai seama. Normal. Așa. Și era un urs care arăta deplorabil. Dar era 2.5iX, asta m-a atras, că era motorul original, era 4x4, era ceva ouă, nu găseai. Da, erau rare. Și acum sunt rare. Acum sunt mai rare. Și mi-a dat la el 3 Dacia Papuc pline cu piese. Că băiatul ăla primise cadou de ziua lui, o Dacia Papuc 9 la 0 km. Ai zis. Da, asta era... Da, și mi-a dat 3 Dacia Papuc pline cu piese, că era zis, bă, eu vreau să plec din țară și nu mai vreau urs și l-am zis mulțul și l-a dezmembrat și l-a așa. Da. Lasă-mă că iau eu. Și uite, vezi, apropo de asta, un prieten de-al meu, la vremea aia când eu m-am dus să-mi înscriu ursul la financiar, el venise să-l scoată. Întreau, ce ți-ai luat, frate, urs? Zic, da. Mamă, eu l-am vândut, ce bine că am scăpat de el. Și după niște ani, domne, știi că ne-am întâlnit la financiar, știi, acolo. La... Da, și inițial, am zis că îl dau, l-am luat, bine, când l-am văzut taică-miu, și-a pus mine în cap. Mamă, n-avea mască, foarte strâmbe, niște roți pe 14, cu capace, proiect. Ce ai, mai era moartă mașina așa, la aspect cel puțin, așa, ca și... Să fim sinceri, majoritatea erau căzături, adică era... Exact, era căzută mașina și... Era realitate să găsești atunci. Aveau fiind foarte wow pentru vremea aia. Da, da. Știi, adică interior mișto. Când ziceai banchetă cu cotieră, era wow. Wow. Sau scaune recaro, dar nu din astea cum am eu trebuit. Da, știu. Recaro, alea așa, știi? Aceu. Raritate. Așa, 2-5 trecută în acte. Raritate, cred că o să fie toată viața lui. Exact, da, exact. Și de bă, iau și ușor bag bani în el și îl fac, știu ce. Și la un moment dat, dedul tot zicea, bă, vinde-l. Mergem undeva în Anglia să ne destrăbălăm cu mașina pe un circuit. Bă, nu mergem, nu prea sunt... Și nici nu avem mașini, momentan. Da, exact. Așa ceva. Avem, dar nu așa ceva. Da, exact. Te poți duce oriunde cu mașina asta. Te aici, circuite... Și chiar am văzut pe... Călcălău. Paranteză, chiar am văzut pe Facebook. La Donington. Nu știu dacă la Donington, nu mai mi-aduc aminte exact. Plăteai, nu știu, vreo 60 de lire și gen te dai cu o mașină și...
erau trei mașini de poliție în urma ta pe circuit, știi? Am înțeles, da, să, știu, trebuia să scap de ei, da, exact. Știu. Și multe din astea aveau. Sunt multe. Aici, aici, spre exemplu, poți cumpăra din supermarket un voucher care să te prind cu nu știu ce mașină, pe nu știu ce circuit sau da. Chestii, experiențe de astea de o oră de condus sau chestii de astea. Păi ia să vedem, poate faci și noi ghidul și... Facem. Așa. Și într-o zi de vânzare. Bine, eu aveam momente când îl mai puneam la vânzare cu 5.000, da, ca să nu știu nimeni. Iar, domne, da, când testă două mașini și ce și cu tare și așa. M-a sunat unul, domne, vreau mașina, nu știu ce, mi-a dat 200 de euro, zic, bă, dacă până la 3 octombrie nu vii, la revedere, ai pierdut bani. Eu mai sunam pe ăla să văd, bă, așa, mai... răspundea nevas. Să știi că Cristi nu mai cumpără nicio mașină, de rog, o să nu mai sun, cu care păstrează banii și la revedere. Seara mă suna el, bă, uite, nevasă mea nu lasă să cumpăr mașină, dar eu vreau să o cumpăr, să ne-o păstrez cu tare, nu știu ce. În cei din urmă n-am mai venit, am luat 200 de euro, am mai pus eu 200 și am cumpărat două scaune de sparcul, pe care și acum le-am. Și așa a început nebunia, de la scaunele alea, de la Cătălin, de la CTL-ul. Așa, de pe pisica de portocalie. Că știm așa. Da, da, o știu. Alea sunt scaune cu tot cu centuri, care, mamă, la vremea aia erau, nici nu găseai. Și mai era și chestia, bă, am luat de la CTL-ul. Da. Știi? Sau am luat volanul de la Haio. A. Sau uite, cabrele, de exemplu, am luat de la Haio. La Haio, da. Și eu tot timpul zic, bă, frate, asta e mașina pe care am luat de la Haio. Normal. Ca idee. Și așa a început. După aia am rămas, în urma accidentului pe care l-am avut, s-a finalizat și a trebuit să rămân o lună fără permis, am parcat mașina în fața blocului și zic, bă, ce fac astăzi? Știi că mă te-am trezit și zic, ce fac azi? M-am dus la mașină și am spus tot interiorul din mașină. Tot! În afară de bord. Ia că fac eu drift. Fețe, păi de asta o luase. Da. De asta o luase. Fețe de uși, mochetă, tot. Mă rog, am avut și prima dezamăgire când am văzut la șofer acolo, rugină. Și zic, las că dau cu niște spray așa acolo și la, după niște câteva luni am dat într-o baltă și m-am mutat pe Bluci. Zic, bă, dar de unde apă? Și pe urmă zic, a, stai așa, că așa. Și ulterior am început cu sus, nu aveam nici roți măcar, dar aveam suspensie. La suspensie era moartă. Mi-am cumpărat arcul, am dat 7.500 pe ele, de la o prietenă care se ocupa cu piese, și acum, știi cum, găsești suspensii, suspensii și mii de mii. Normal, atunci nici nu. Înainte nu găseai, frate, pentru IX, pentru IX nu găseai biele de anterior. Ca idee. Erau multe care nu au preluat. Bine, acum sunt și foarte multe, dar sunt de calitate de căcă, dar na, lumea s-a obișnuit cu ele. Se rupe, exact, se rupe din montare. Da. Și sunt care... Așa. Ce am mai făcut? Nu mai țin minte exact. Deci am pus suspensie. După aia urma niște roți și mă gândeam pe la cum se organiza la Ford Tuning, la Romex. Da, atunci la... nu știu dacă competiția oficială nu era atunci. Nu era, era un fel de campionatul național de drift, dar nu era cum era. Era la nivelul ăla, că era Hai și KNS care se dădeau. Ei l-au tot oricum. Așa, da? Mereu. Începuse, mă rog, începuse și Călin, care avea ursul la cupeul ăla și tot așa. Călin, Traian, Jaie, care erau. Și mă rog, apăruse destui, dar la început asta erau, erau câțiva. Hai și KNS Show și după aia au începători, amatori, cum să zice, știi? Da. Și noi ce aveam în cap? Cercuri, burnout și atât. Să nu avea nimeni, la început cu driftul nu avea nimeni chestia de traseu, cum e acum. Traseu se făcea, dar cine, știi? Adică, știi? A avansat foarte mult, dacă s-au luat, acum îmi vedea în cap, dacă țin de show-urile după la Romexpo și după astea, da, era bine, pentru vremea aia era ceva. Vremea era mai venea Pengu care și da. Și când am văzut prima dată la drift cauciuc cu noi. Păi era chestia, Pengu venea din drift profesionist, adică era la altceva, era și campion la Africa de Sud, cu școală, cu asta și atunci lumea îl vedea bine și acum îl percepe la fel. Bă, e tătic la așa ceva, știi? La... Da, exact. Dar pentru noi faptul că noi eram, pentru noi drift însemna, bă, să te învârți un pic, să faci un burnout, două, trei viraje puțin să te duci de-al altul și cam atât. Nu prea făcea altceva. În schimb, bă, când vedeai făcea că... Făcea cu schimb de masă, pace, exact. Era și vila viteză și... Exact. Te uitai la Nissanul ăla, era wow. La noi erau doar urzi, nici nu erau Nissanuri. Pisică, urs. Da, și cam atât, altceva nu prea. Mai era 4-6, de mai târziu au început să apară. Era târziu, că era scump. Da, că era scump.
Adică, gen la Călina musculată, ai întâlnit 46 de metri. Da. Înțelegi, că era wow, ce zic. Și așa am început. Bine, antrenamentul recunosc, mi l-am făcut pe stradă, că n-ai la noi. Acum, da, poți să duci, să te mai dai la da, ce duci așa. Da. Antrenamentul l-am făcut pe stradă, la amenziile pe care le-am luat încă mai plătesc și acum, așa, și încă mai am de plată. Dar nu-mi pare rău, cu toate că am dat banii pe o mașină bună. Da. Jumătate în trigă. Așa. Și așa ne făceam. Ne întâlneam, ne duceam la... Bine, era, cum să zic, adunarea era la Parcul Carol. Iarnă, vară, vânt, ploaie, nu conta, la Parcul Carol era. Știi? Te mai dădeai, mai stăteai, mai... Vinerea seara ne dădeam ori la Roa, ori la Carrefour, la Militari. Atunci de... să dădea lumea și să și permitea. Nu prea venea nimeni să te deranjeze. Păi n-aveai local în primul rând, care era așa, nu toată lumea venea. La Parcul Carol nu erau blocurile de care sunt acum. Da. Și plus de asta nu erau parcări, nu ocupau aia cu mașini de parcare din față unde se făceau. Nu țin minte atunci. După ora 10, spune, după ora 10 nu era nicio mașină. Știu. Și făceai rondula până aproape de bordura, adică îl făceai, știi? Ei, și cu timpul ăsta s-au mutat oameni care au dat 250.000 de euro pe un apartament. Și atunci nu prea cu mine să vină un zi. Da, clar. Înțelegi? După ce s-au mutat, am avut foarte mult timp scandal cu lumea, că la 1, la 2, la 3... Plus că am mers fără evacuare, să zic, vreo 7 luni de zile, fără evacuare deloc. Am filmare pe YouTube, nebunești acum. Exact. 7 luni am mers așa cu aia și nu m-am oprit odată. După ce mi-am pus evacuare stoc... Te-a oprit. Da. Da, frate. Înțelegi? Și îți dai seama, când o porneam, mă auzeai. Da. Adică aveam prieteni care stătea la puțin de argint și mă auzea de la stimul. Și am venit de la Pitești, la drift. Și a fost o săptămână în care a fost 4 săptămâni, am fost de fapt într-o lună a fost fiecare săptămână cât un show. A fost la IKEA, după aia la Vitantis. Și la Vitantis a băgat o grămadă, când ce putem să descriu Vitantisul, au fost o grămadă de show-uri acolo. Da, foarte da. Multe. Acolo am câștigat concurs de burnout. Dă-i până ai piese foc. Era acul de la apă, era de mult, după roșu, după săracul, nu știu. Motorul așa cum l-am de la mașina respectivă, mașina nu mai există, s-a reîncarnat în ceva, oare, tigăi, habar n-am. Dar am motorul, frate, pentru că motorul ăla chiar a rezistat 4 ani jumate, aproape 5 ani cât am mers cu ea. Nu mai omor, vedea, o lăsam cicte să se încălzească, să-și facă așa și nu mai omor, frate, în continuu. Nu mai limitări, nu mai... Bine, la mine toate motoarele merg așa, în afară de 1.6 care nu trage, că n-ai ce să-i că n-ai ce să-i cer. Așa, nu există. Toate s-au fost. Adică motorul ăsta ține... făcut să meargă, să funcționeze. Da, și are tot ce era vechi. Da, frate. Cel puțin în 50. Și ce, tu când ai avut urs și ai antigen? Apă. Așa, exact. Apă, frate, la ghiuvetă, nu? Exact. Era iarnă, era, n-avea nicio am treabă. Am odată, eram la... La apropiere de intercontinental, cu partea dreaptă, eu și-o armerim, sigur, după pasaj, știu, abia o reparasem. Nu știu ce-i făcusem pe la ea și curgea apă pe undeva, probabil pe la supraplin sau nu știu ce am întâmplat, că după aia am pus apă și nu l-am mai pus. Și eram doi tovară și bă, de unde facem rost de apă? Zic, bă, ce-i și voi la apă? Și-o armerie aia și luați. Și un tovară de-a zis, dar ce s-a întâmplat? Că am luat, nu știu, vreo două bidoane, cred, tot pun, nu știu care a fost ideea, chiar nu mai am aminte exact. Și la care tovară și-o zic, zice, a fiert urs. Și la asta a pus să uita, dai seama, na. Știi? Da, și multe, multe peripeții de-astea, dar mașina mergea, adică mergeai cu 200 și da, da, da. Ți-ar plăcea să mai poți să faci asta? Visez la chestia asta, am încă, adică nu, încă visez să-mi fac o mașină de drift, dar nu știu dacă îmi voi face, pentru că acum este o cheltuială destul de mare. Și la nivel față de cum era atunci. Și la nivel... Și e greu să ții pasul, în primul rând, financiar, pentru că sunt cheltuieli imense. Trebuie să fii acasă, sunt cheltuieli imense, îți trebuie staff, adică noi înainte ne duceam la show-uri cu mașina pe roți. Exact, acum nu mai merge. Formă. Ai înțeles? Nu mai merge, plus că trebuie să ai niște mulți cai. Chiar dacă există la drift oameni care, uite, Gabi Imre, care are 206 de cai. Da. Dar sunt rare cazurile alea când
Acolo e altă treabă. Exact. Știi? Și plus că talentul, nu știu dacă ar trebui să țin pasul cu niște puștani care chiar știu ce fac și care chiar se dau tare rău de tot. Și chestia gândește că pe vremea respectivă învățai tu. Exact. Și atunci nu te învăța nimeni. N-aveai la cine să învăț. Sau bine, Haiu a început destul de devreme, adică în momentul în care el a început să fie și a dat seama că e foarte bun și știe să facă, a și făcut școală. Da, școală de drept. Te duceai, te învăța o grămadă de lucruri. Dar și costă. Da, costurile mă măsură. Normal. Conducerea sportivă costă scump. Asta e. Orice motorsport costă scump. Asta e treaba. Toți visăm, dar costă enorm. Corect. Costă și enorm. Nu mai poți să faci cum era odată. Bă, îmi iau un urs, îi pun 4.000 de 8. Mm-hmm. Încă visez la un urs cu 4.000 de 8, am visez astea. Înțeleg? Dar nu mai merge, pentru că uite, te uiți acum, știi, înainte când vedeai rarul, vorbea aia, pe vremea mea. Da. Pe vremea mea, frate, de vreo 7-8 ori am văzut rarul, trageți pe dreapta și am tras pe înainte. Știi foarte bine, adică pe vremea aia și... Că asta plus, era, frate, dar acum nu mai merge. Era și chestia, te opra de multe ori, de aia te vedeam, la mine era 3-2-0 și aveam motor de 2-5. Da, da, oricum. Ia de ce de capotac. Ce e ăsta? 2-0, da. Hai. Pa. Pa. Acum nu mai merge. Nu prea mai merge. Plus de asta, la rar au și ajuns oameni mai tineri sau de vârsta noastră care cam bine, știu. Cei care sunt pe stradă nu pot să zici că da, poate sunt așa, dar în fine, nu ating subiectul ăsta. Am prieteni la rar, dar într-adevăr, pe care îi salut și îi respect așa, dar sunt câte unii care nu au nicio treabă, adică. Și sunt legile foarte proaste. Da. Adică nu... Mașina mea a venit cu jante pe 17 și Euro 2, trecut în alt. Mie mi-a trecut în carte jante pe 15 și vreau să mă treacă în un euro. Am reușit să trec Euro 2 după niște peripeții din astea de... Mi-au cerut niște acte, așa. Asta e România, așa, de-aia da? Și e, nu știu cum să zic, hype-ul ăsta. Dom'le, nu putem să avem mașini tunate, modificate. Bine, pe lângă faptul că la noi cultura asta de tuning e puțin... Nu știu cum să zic, e așa mai... Nu, adevăr că, dacă mă întreb pe mine, a evoluat. A evoluat, dar încă sunt, cred că majoritatea sunt tot ăia. 2.0 diesel, soft, țeavă goală... Soft chip și tobe. Da, soft chip și tobe și gata, am mașină, sport, fac, drag și tot așa. Adică, e puțin diferit după câțiva ani petrecuți aici și când vezi de fapt că e alb, nivel... Bine, bine, aici și permite, aici nu te oprește nimeni, se întrebe de jante, de dragi, de lași, de evacuare. Bine, mai sunt cazuri, dar rare. Mai apar cu domnul l-am oprit și urla prea tare sau cine știe ce. În rest, aici poți să-ți faci, frate, orice, nu trebuie să declari nimic, nu trebuie să faci, decât la asigurare, da, evident, trebuie să declari. Dar în rest... Dacă spui suspensie sportivă, trebuie să declari la asigurare că nu știu. Da, orice fel de modificare. Ce se modifică prețul? Da, sau? Se modifică prețul, în principiu. Uite, când am pus, spre exemplu, frânele, când am pus pe M3, mi-a scăzut asigurarea cu vreo 80 de lire pe tot anul. Că e o îmbunătățire tehnică, siguranță, okay, da. Știi? Și atunci, bine, crește și suma de asigurare, pentru că aia m-a întrebat cât costă frânele. Pentru că mulți care au mașini modificate, în momentul în care declară modificările la asigurare, le fac pentru chestia, pentru că dacă te lovește cineva, aia nu se despăgubească, gen, îți dau un exemplu, cum a fost la mine frânele, la 2000. Mă mulți în Anglia, ca sport. Dacă intra unul, nu știu, gen în roțile mele, în strâmba, nu știu, îmi rupea ceva pe la frână și vreau să mă despăgubească, dar îmi spunea la asigurare, păi ce frână ai avut? Casport, 2000. Nu l-ai declarat. Păi stai așa, că te despăgubesc frâne stock, 500 de lire. Exact. Știi? Mulți le fac și din chestia asta, dar în plus, faptul că dacă modifici mașina și o îmbunătățești, pentru că la noi e puțin, la noi tuning-ul nu vine și pe partea de îmbunătățire. La noi, bă, să arate așa, îi pun, îi fac, nu are o îmbunătățire tehnică, știi? Și atunci, în momentul în care tu îmbunătățești tehnic, e normal să îți scadă asigurarea, că n-ai mai sigură mașina, e mai safe, e mai pula mea. Da, uite, am uitat să zic, dați o distribuție puternică dacă mă iubiți. Înțelegi? Și... Da, într-adevăr, și bine, nu toată lumea este ca... Bine, sunt foarte mulți tipicari, dar am avut care să cunosc... Să cunoști de băieți, gen Dan Bicu sau Dan Butacu. Ia deja alt nivel, au început să fie mulți în România, da, de corect. Genul ăsta, dar sunt tot minoritari, adică...
Bine. Lumea, dacă, exact cum, cum mai sunt pe grupurile astea de pasionari, dacă pune unul o mașină care e făcută fix cum trebuie, nu o să-ți adune, nu știu, gen aprecieri, like-uri, comentarii, cum îți adună nu știu ce... Pops and bangs. Exact, că asta visează toții. Vezi, păi am și un 318, cum îi fac pops and bangs. Da. O pula mea că aici nu exact. Pops and bangs, au toate fiestele și astea. Zic, da, mă, exact. Am făcut și eu de, atunci cu entry, doar așa, să văd, bă, cum e. Bă, am scos-o imediat, zic, mă, fut în ea, plus că îmi fute catalizatoarele și tot așa, știi? Mai au și foc, i-au făcut totul. Da, și... Da, adică aveam chestia asta, bă, abia aștept să-mi iau un Urs sau un E34. Da. Încă îmi doresc un E34 cu V8, și de rupt, da, 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 rupt în gură, știi? Dar nu... Dar mai merge, că văd că e rar. Da, n-ai doar să, acasă, știi ce? Da, doar să-ți o faci, să o pui pe platformă și te duci să și... îți faci de cap și atâta tot. Da? Asta înseamnă cheltuieli mari. Exact, așa e, da. Și atunci m-am orientat către chestia asta. Bă, la un moment dat, nu știu dacă să fie bani de întâi la un moment dat, ceva Golf GTI, Golf 6R, Golf ceva. Și atunci altceva, fiind de fabrică, normal. Înțelegi? Altfel o dai. Dar mai e până acolo, mai e tras aici. De două ori am venit în Anglia în ideea că mi-au intrat și încă n-a fost eu. Așa că prima dată când am venit în Anglia, da, am venit în Anglia și mă bani. Și văzusem pe la aeroport, erau parcările piloților. Mamă, tot felul de mașini, tot felul de astea. Wow, ce. Bă, mi-au intrat cabluri. Bine, întotdeauna am visat la intrat cabluri. Era, știi, ceva wow. Și bine, și acum am pus la mașină cabluri, dar mi-am luat cu știi? Și bă, mi-am luat trei. Și mi-am luat, nu. O să ții. Da, poți să ții. Deocamdată o să ții. Skoda Superb 1.8 Turbo, zice cineva. Să știi că m-am gândit la Skoda Superb Break-ul ăsta care a portat acum, să fie ceva de sleeper. Dar mașini sunt multe, dar deocamdată încă sunt aici. Inițial am zis că mi-au altceva mai bun. De tot mă zic, dacă vin mașina, anunță, așa, adică... Am Lexus. Luxus. Luxus. Da, așa. Și... Na, prefer să țin de permis, prefer să nu fac prostii și năzbutii și așa. Și deocamdată nu am, dar da, într-adevăr, visez la măcar un M3-46, dacă nu. Da, asta zic, nu mai pe stradă nu mai poți să faci. Acum rar s-a pus foarte mult cu modificări cu. Da, frate, nu mai. Și nu, adică mai. Nu rentează. Am plătit la amenzi de și acum plătesc la el. Ori îți faci mașina cu cap să nu aibă de ce să se ia de tine, ceea ce e destul de greu. Sunt cazuri izolate în care mașina este modificată pentru competiții și are cartea care în care scrie. Da, dar știi cu aia, te poți deplasa doar la competiție. Adică nu, poți să zici chiar asta, da. Poți să zici că eu știam că doar să poți să te deplasezi la competiție. Nu? Da, eu știam. Dar eu mergeam cu ăla pe stradă. Da? Cu ăla. Da, da, da. Nu știam asta, știam că doar să te duci cu ea la competiție. Nu, poți, păi dar între probele alea speciale, când te duci, știi, adică nu le-ai pe toate acolo. Da, da, da. Că de-aia are număr de matriculare, de-aia adică... Dar mai e până acolo, avem altele de făcut deocamdată, avem alte planuri. Planurile se mai schimbă, într-adevăr, între... Mă rog, odată cu trecerea timpului se mai schimbă din planuri. Normal. Mai vin, intervin și alte lucruri. Deocamdată îmi trăiesc visul, cum zic eu, în fiecare zi. Știi, living the dream, cum zic ei. Lor li se pare ceva foarte wow, știi, când le zic, băi, ce faci, cum e? Am living the dream, băi, dar cum nu ne e? Că mă simt fericit. Da, exact. Adică la pauză de 45 și stă așa foarte, mamă, 45 acasă, cam mult. Nu e vorba neapărat de bani. E vorba că vreau să fiu la muncă, nu știu, să conduc, să văd lume, să văd asta și să fac mâncarea mea. Să... Crezi că, uite, referitor la asta cu statul aici, crezi că e mai greu cum ești tu, gen, la modul că e singur, nu prea ai cu cine să stai sau... Da. E un punct... Un minus așa pentru faptul că vii aici și stai singur sau... Da, absolut. Bine, când vii într-o oarecare măsură ți asumi faptul că o să vii și o să fii singur și așa, dar... Bine, evident că mai ai prieteni, te mai duci, mai faci un grătar, mai faci așa, dar în general tu singur ești, că asta trebuie să acceptăm, n-avem ce să facem. Mă rog, inițial am venit în 2018, în ideea că în 2020 o să plec și uitați-mă aici, așa. Ce am zis că...
mă rog, până la anul, am spus, la anul de sărbători, tragem o linie și vedem, și vedem cât mai e de stat. Sau, da, până, pentru că, da, nu o să stau o viață aici, recunosc că meseria mă ține aici și că nu-mi place Anglia, nu sunt foarte pro-Anglia și nu sunt mama Anglia cea mai tare și așa, dar, deocamdată, se învârte roata și atât timp cât se învârte roata, e ok. Nu știu ce va fi după aceea, nu știu ce voi face după aia, pentru că la un moment dat zăneam și mă gândeam, bă, da, ok, o să mă duc acasă, dar ce o să fac? Bine, probabil că o dată ce o să mă apropii de chestia asta de întors acasă, o să mă și gândesc ce o să fac. Deocamdată, neavând... N-ai în cap să faci aceeași meserie. Nu cred. Nu, m-am lucrat sigur nu, pentru că nu... Da, nu ai aceeași condiție. Și bine, când vii de aici și te obișnuiești cu o anumită chestie, e greu să te duci acasă și să faci. Standardul de aici în muncă nu o să-l găsești acolo. Clar, adică, exact. Sigur, pe asta spun. Adică eu sunt, încă sunt fascinat de serviciul unde găsesc, de trag statul, unde găsești tot ce vrei. Da, adică eu intru la dușuri, cu toate că nu le folosesc, dar intru să văd, mamă, ce curate la ăștia, mamă, ce tare, mamă, ce... M-am dus la, în Scoția, eram la o benzinărie, din asta mică de familie, aveau contract cu Shell, știi, era așa. Deci am văzut duș și toaletă, exact cum e la, era zic, la Dedeman. Da, la Dedeman, da, exact, știi? Bă, țiplă, m-am dus la aia și am zis, domnule, felicitări pentru curățenie, se uita femeia aia. Pentru ei e ceva normal, e normal, da. Știi? Băi, te recitezi, că am fost, m-am plimbat prin toată Europa, zic, m-am plimbat și când eram mai mic, așa, și n-am văzut ca aici. Și, mai sunt locuri, da, dar sunt și multe locuri în care sunt jale. Trebuie să faci la aia modele. Exact, pentru că tot șoferile fac așa, să cacă pe pereți, să pișe din picioare pe... Tavan, dar fii atent, știi, e ca un fetiș cu chestia asta. Când vine la baie, trebuie să fac așa, exact, să fac. Exact, nu înțeleg nici de ce nu fac. Nu dau seama că tot ei le folosesc. Fiat cu 112, faceți tot la fel ca noi. Ficat. Ficat. Nu, mulțumim. Nu. Da, și încă sunt faci, adică în fiecare parcare în care mă opresc, descoper câte, bine, în afară de cele pe care le știu, dacă o parcare nouă, mamă, zic, iau-te cu ce auzi, poți să mănânci și la KFC, și la chinezesc, și la Mac, da, și la ce vrei tu, prăjituri, da, alea. Da, noi nu avem chestia asta. Nu, și nu avem și nimeni o să avem, au trecut. Nu cred că o să fie. Bine, o să ating un subiect destul de sensibil. Au trecut, de fiecare dată când plec de aici, de la mine, de la garaj, și mă duc la Croydon sau în Scoția sau așa, mă gândesc, bă, cum era, bă, dacă eram acasă? Plecam de la București, ajungeam la Satu Mare sau la Oradea sau la Baia Mare sau așa. Descărcam sau schimbam trenul și veneam înapoi. Cum era? Veneam acasă, aia... Nu mai era nimeni pe casă, stai totul mai și mingea acasă. Da, frate. Mereu mă gândesc, când am câteodată cursa asta lungă, mereu mă gândesc. Dar, na, așa a fost să fie, nu știu, deocamdată ne trăim visul, dată și tu. În altă parte, normal. Da, nu știu, ți-am zis, cât o să țină, cât va fi, cât... Că, mă, mai când tu zici, nu, stai acolo, că ce faci aici, că ce cu tare, că ce, dar la un moment dat... Da, faci, ce să ia... Te trage acolo, nu, orice ar fi, pentru nu tine. Sunt ultra-mega patriot, dar nici nu zic, bă, ua, muie, de-astea. Da, da. Știi, nu n-am de-astea, dar... Da, recunosc că la început eram gata, nu mai întorc, nu mai tare, rămân acolo, mi-aduc, da, inițial, așa am zis, mi-aduc ursul acasă, ursul de acasă l-aduc aici, așa voiam la momentul ăla, pe care, bă, aici am, așa m-am gândit, aici am muncă și acasă, da, acasă. Concediu, distracții, da, da, da. Din cauza pandemiei am lipsit un an jumătate de acasă, cea mai lungă perioadă. Cea mai lungă perioadă, am fost anul ăsta, în mai, iunie, am fost acasă și nu mi-a dat mai de sărbători să vin. Noi avem 2 ani și n-am ajuns. Bine, da. Puteam să mergem anul ăsta, dar am stat ca să zugrăvim, să facem alte chestii. Corect, da. La anul, probabil. Corect. Băi, Vlad, s-au făcut 2 ore. Mamă, băi, s-au făcut două ore, frate. Ce să zic, îți mulțumesc pentru discuție, sper că a fost niște pești simțit bine. M-am simțit bine, mai aveam multe să vă spun, de toate că ideile mele sunt în cap așa. poate să facem și partea a doua. O facem. Sper. Next time când vii, o facem. Da, trebuie. Mai sunt multe de povestit, mai sunt multe de dezbătut. Sunt convins că, mă rog, eu mi-am făcut ieri așa o ceva încăbăne, să zic aia. Dar sunt sigur că nu le-am spus că am dat într-una într-una, dar uite, nici nu știu cum s-a făcut 2 ore, uite, 2 și 10 și wow, așa. Da, sper că nu m-am plictisit foarte tare. Nu cred, lumea a stat aici. Da, uite, 42, 40. Da, a fost cam așa, a fost.
50 ai canal de, n-am, canal de, n-am canal de YouTube. La cât vorbești, ce trebuie să-ți faci. Da, bine, eu cu, mă rog, cu muzica, cu am un stick, am sigla la 128. Vărs acolo în el și așa, cu muzica, mai vorbesc cu ai mei, mai din astea. Și, adică dacă aș face vlog, și plus cu editarea. Adică stai, editează și n-am răbdare. Înainte, când nu aveam răbdare să-mi fac factura la muncă. Da. Care trebuia. Normal. Da, știi, adică... Da, chiar îmi pare bine că am făcut vlogul ăsta, chiar îmi doream să fac, ți-am totul la diverse podcasturi și totdeauna mă întreba, mamă, cum o fi să te întrebe, să te... Știi? Ți-am spus, ai văzut, nu a fost așa, nu te-am întrebat foarte mult, te văzut, am discutat deschis, da, și vezi? Chestia asta o fac cu toți cu care fac. Acum a fost pentru mine, e chestia nouă, e că ești aici lângă mine, știi, nu mai e doar intermediul ăsta prin decapel, da, exact. Doar prin monitor. Exact. Și a fost și pentru mine. Data viitoare îți faci 40 de întrebări, spui o perucă și spui, sunt de mine mai... Și la 40 de întrebări. Și întrebarea roșie. O întrebare roșie, da. Uite, chiar tu nu mai uite. Păi nu, e ultima întrebare pentru șofer, că tot timpul ne-am avut aici, a fost aia, la programul de muncă, dacă ai schimbat ceva, regulament, ce, dacă ai putea să schimbi tu ceva, de mâine nu mai face mai sau nu mai am cerința asta, sau nu știu, oriceva. Dacă aș avea o putere, aș face în așa fel încât tahograful să nu înregistreze timpul de condus la... până în 5 km la oră. Până în 5 km la oră să nu înregistreze timpul de condus. De ce? Pentru că ai, de exemplu, se întâmplă să ai de vers așa și să ajungi la 4.27 în curte. Păi da, dar există. Păi există, dar depinde că... Că tu dacă te miști până în 30 de secunde... Da, corect. Nu să... Într-adevăr, așa este. Dar dacă ar fi să fie chestia asta, adică să aibă tahograful, de exemplu, să aibă un buton pe care să apeși să scrie P de la parking, să zicem, da? Și să nici să nu poți să mergi peste 5 km. Înțeleg, să fie limitat. Limitat, cum ar veni. Așa. În așa fel încât să ajung la 427 în cât, dar să poți să faci parcarea la rampă și să nu-i împuși pe alții. Zici, poți stai că n-am timp, că până ajung, până îmi colesc depozitul ăla. Știu. Da. Asta aș face. Interesant chestia asta. Nu m-am gândit niciodată la nebunia asta. Da, asta aș face, mai ales la început, când mi-am luat o legeție să parchez. La început mi-aș fi folosit. Da, păi. Stăteam stresat, înțelege, eram, mamă, să ajung oare, ajung. Mi-a dat a patra cursă așa la Mosel, am fost. Era, mi se părea 4 și 10, 4 și un sfert. Bine, am ajuns la 4.22, țin și acum, până am parcat, până la 4.31. Ce să mai n-are nimic, e imposibil, nu există șofer să nu aibă așa ceva. Da. Toți avem. Toți am trecut prin asta, normal. Chiar ieri am făcut pauza într-o stație de autobuz, n-am mai făcut de mult tot chestia asta, pentru că nu am avut unde să fac pauza. Am tot zis că hai să mă mai apropii, că aveam a doua destinație. Zic, hai să mă mai apropii din primul program ca să mai ajung în al doilea. Așa, și nu, până, nu știu cât iar, zi, era M3. Venea M3 și nu M3 care trebuie, e autostrada M3. Așa. Și am văzut stații de autobuz, zic, bă, dacă intru în autostradă, sigur mai unde să fac pauză, că nu am ieșire la 10 minute, 5 minute. Și m-am dat cu stații de autobuz, am avut noroc că nu a venit nimeni și aia a fost. Da. Știi, adică se întâmplă, toți am venit chestia asta, toți am trecut prin asta, toți am rămas fără mâncare, fără apă. Toți am zis că las, că plec acum și vin în 5-6 ore stat acasă și ai venit în 15. Da, gata. Gata, domnul Vlad, da, mersi frumos, vă mulțumesc și vouă că a stat aici până atâtea ore, cei care v-ați uitat live și cei care o să vă uitați după aia. Oameni buni și răi, vă pupăm. Da. Că și pe aia l-ai trebuit. Chiar evident, da, evident. Da. Vă mulțumesc și că sunteți membri și care ați devenit și astăzi membri. Ce să-i dați și voi un like, un share, un subscribe dacă nu ați dat-o și cred, mâine o să apară un vlog în care o să vă explic sau o să vă spun povestea următoarei mutări pe care o fac în... viața de muncă. Viața profesională. În viața profesională. Așa că țineți aproape, mâine o să aveți un vlog de vreo 10-12 minute în care o să vă explic ce și cum. Vă pupă regele. Ca să zic așa. Și vă pupă Tracărboi. Tracărboi. Tracărboi, da. Da. V-am pupat, toate cele bune. Pa. End. Da. End. Unde ești, endule?